Eu nu sunt foarte mulțumit ca membru a unei generații de tot ceea ce am produs noi. Cu cea de taină, după 2000 de ani a venit un evreu și a zis, pe domne, știți, acum 2000 de ani s-a consumat o cina e aici la pieptul ăsta. Eu am moștenit de neam în neam această cârciumioară. Cine plătește? E mult mai bine să fii sincer prost decât ipocrit deștept. Toate standardele de la vechea televiziune română, care toți erau scrobiți, toți trebuiau să vorbească într-un fel cu adicția și cu plicticoșenii. Uite, e urât ce spun pentru că și eu am făcut parte mulți ani din lumea asta a știrilor și a informațiilor și a mai degrabă a manipulării și dezinformării decât a informării corecte. Presa, media nu se ocupă cu informări se ocupă cu niște opinii împachetate sub formă de informări. Adică tot ceea ce e rău și tot ceea ce a produs omul rău în istoria lui n-a murit. S-a preschimbat cumva și prin globalizare toate fantomele astea au fost retrezite la viață și le bântuie prin toate de puterii. Adică online-ul încă este mai puternic calitativ decât mainstream-ul pentru că încă este liber. Trebuie să construim cu niște nebuni pe care nu înțelegem. Bă, nu suntem de acord cu ei. Dacă ar fi după noi, am bă, da afară mâine. Dar dacă oamenii ăștia performează și aduc audiență și aduc oameni cu care noi să putem să construim ceva, băi, tolerăm și acceptăm. N-a avut nicio meserie în viața lui și el dă legi despre cum ar trebui organizată, nu știu, meseria de sudor. El ne a avut nici măcar teoretic ideea despre ce înseamnă viața de sudor. Politicianul la fel, dacă nu vine el cu bodyguards, dacă nu are ceas 30 de 30.000, dacă și el fiind un țăran coclit, adică n-a produs în viața lui una de un leu real. Suntem formal într-o lume mișto, dar cu oameni nasoi. Încă. Dacă ceva din ceea ce am spus noi va fi de folosință și va fi mai înspre binele celor care ne-au ascultat sau ne-au privit, Asta nu mai e nici treaba mea, nici treaba ta. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast, Vin de o Poveste. După cum ați văzut din titlu, știți cine este invitatul, deci renunțăm la prezentarea conform căreia la final trebuie să dezvăluim identitatea acestuia, iar până atunci construim cât voi să începeți să intuiți și să vă întrebați cine o fi invitatul. Eu, Restete, o doresc cu doamnelor și domnilor. Mă rog, el are un nume mai lung de atât, mai are încă două nume, dar mai important decât atât, e modul cum am ajuns să-mi doresc această discuție cu Oreste și cum am și reușit să o facem să se întâmple, pe motiv pentru care sunt foarte bucuros și mulțumesc foarte mult că a venit astăzi aici. Acum o lună și jumătate, cam așa, undeva pe la jumătatea lui iunie, mi-au trimis niște oameni, niște caturi din podcastul lui Gojira cu Oreste și nu știam exact care e minutul unde se vorbea despre tânăra generație care e capitolul respectiv, Gojira neavând capitole la podcast, am, a trebuit să vizualizez tot podcastul. Și și mi-a plăcut. M-am luat frumos de la început, prima dată l-am luat de la jumătate, sunt român, după care m-am întors la început ca să pot să-l urmăresc pe tot în integralitate. Și mi-a plăcut foarte mult perspectiva lui Areste și faptul că, mă rog, eu știindul de când eram copil urmărindu-i activitatea, știam că e un om extraordinar de valoros cu foarte multe informații în foarte multe domenii. În schimb, perspectiva pe care a afișat-o acolo m-a surprins pentru că, în general, în momentul în care oamenii care au o experiență destul de vastă în domeniul să zic, nu știu, mass media, jurnalistic, showbiz, online și așa mai departe, oamenii respectivi de cele mai multe ori sunt destul de reticenți cu privire la ceea ce vine din urmă și la ceea ce vine nou, iar ceea ce Oreste a spus atunci în podcastul respectiv m-a surprins oarecum și într-un mod extraordinar de plăcut, motiv pentru care îi mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea, Oreste, și bine ai venit! Îți mulțumesc eu că m-ai invitat, în primul rând. Îți mărturisesc că, uh, urmărindu-te aproape încă de la începutul activității tale, uh, mi-am dorit, așa intim, în mine însumi, să fiu și eu invitatul tău. Și iată că s-a întâmplat. Așa că eu ar trebui să-ți mulțumesc. Bă, pentru mine, chestia asta e. O... Realmente e o onoare. Adică, uh, eu am crescut cu emisiuni emisiunile tale. A, mă refer aici acele cu Mircea Badea, a, după care ți-am urmărit activitatea în, în de aproape foarte mult timp cât am fost lipit de televizor, pentru că până să apar YouTube, până să devină cunoscut și așa mai departe, a, până să ne obișnuim cu rețelele de socializare, eu am fost un fan al televizorului și al radioului a mass media clasice și a, mie îmi place foarte mult a, momentul în care... A, Cineva care a avut atât de multă experiență în spate trasează o părere obiectivă despre anumite lucruri. Pentru că, în momentul de față, viteza cu care circulă informația e atât de mare încât, și eu, în anumite momente, mă simt depășit de când te-am văzut acum, de când am schimbat primele vorbe, mi-am dat seama că tu ești un om extraordinar de conectat cu privire la tot ceea ce se întâmplă și în media clasică și în online și vreau să te întreb ce te face să fii așa? Da, în primul rând... Tu spuneai că ai apreciat cumva la mine faptul că n-am rămas înghețat în vârsta de aur a tinereții mele și am să spun și de ce, pentru că n-a fost o vârstă de aur. A fost una de bronz înspre cupru Uh, ușor înverzit eu nu sunt foarte mulțumit ca membru a unei generații de tot ceea ce am produs noi uh, pe unde am fost în mass media clasică, în televiziune radio, presă scrisă și tocmai de aceea nu numai că nu privesc cu reticență noul val, dar îl privesc și cu multă speranță pentru că observând mai mulți uh, actanți din generația ta îmi dau seama Evident, fără niciun fel de falsă modestie, că ne sunteți superiori din multe puncte de vedere, și ca atare, eu vreau să învăț de la voi. Eu vreau să devin un ucenic al tinerii generații. Și vreau cumva, așa, poate ca un bătrân vampir energetic, să mă și agăț de o direcție mai bună pe care voi o veți parcurge -o în timp. Pentru că, spre deosebire de noi, v-ați născut într-o lume ceva mai liberă mental. V-ați născut uh, într-o lume care se preface așa cu foarte mare viteză și a trebuit să vă adaptați fiecare dintre voi uh, natural, fără suport din spate, fără multe nepotisme, fără pile, uh, fără simpatii de unora sau ale altora, fără încercarea unora de a se folosi de voi și a vă manipula tot în interesul lor, așa cum am uh, petrecut cei din generația mea. Și atunci, făcând o sumă a produselor voastre în comparație cu suma produselor noastre, sunteți clar într-un avantaj și nu poate decât să mă bucure faptul și nu e meritul meu că mi-a dat așa cumva Dumnezeu înțelepciunea să nu îngheț niciodată într-o secvență de polaroid așa să zic, domne, asta este ce trebuie, nu din potrivă, Ok, asta mi se pare uh, extraordinar, adică e, cred că e cel mai uh, valoros efort pe care îl uh, poate face uh, un om, indiferent de uh, vârstă, să-și mențină vibe-ul fresh și liber, pentru că uh, eu la 27 de ani, părinții mei au trecut deja de 50, și încep să constat faptul că discrepanța dintre modul meu de a gândi și modul în care ei gândesc și noi i cu nimic pentru treaba asta, devine tot mai mare. Și asta pentru că eforturile pe care ei le fac pentru a se menține ancorați în, în realitatea actuală, care e într-o continuă schimbare, Uh, sunt mici pentru că îi sperie lucrurile astea și e observ și la mine la 27 de ani când încep să mă uit în, spa, în spatele meu și, și să zic că nu, domnule, ca asta nu, doar pentru că e complicat. Uite, la mine a fost o șansă foarte mare și anume aceea de a avea un copil de tânăr. Uh, fica mea s-a născut când eu aveam 20 de ani. Uh, și pentru că și eu am moștenit așa un mod de educație foarte liberal, libertin aș putea spune, adică în sensul că am fost lăsat în pace adică eu am fost investit uh, cu foarte multă încredere de către părinții mei și nu m-au bătut niciodată la cap să fac sau să devin altceva decât ceea ce vreau eu să devin. Și faptul că am abordat aceeași tehnologie de educație cu copilul meu m-a făcut să fără să am nicio idee preconcepută despre cum se va dezvolta el sau ea, că e fica mea, să o urmăresc și să încerc să fac parte eu din lumea ei mai degrabă decât ea din lumea mea. Și asta m-a ajutat foarte mult să am acest punct de vedere. Și am fost enorm de surprins de fiecare dată uh, observând-o cum se situează de multe ori deasupra uh, capacității mele de a înțelege lucrurile la vârste mult mai fragile decât mine. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, dacă sunt băiat deștept și iată că am fost, mă las mai degrabă educat de copilul meu decât să încerc eu să le duc cu niște mijloace și cu niște preconcepții care sunt depășite, pentru că așa e de la o generație la alta. Generațiile noi sunt mai deștepte decât alea vechi. Măcar din perspectiva în care un copil conține informația ambilor părinți și face o sinteză foarte frumoasă din mai multe neamuri. Și atunci e clar că fiecare generație își depășește antecedenta și intelectual și ca percepție asupra vieții pentru că deține softul noi generații mai multe informații decât softul meu. După care și eu și nevasta mea ne-am ne înconjurat mai degrabă de prietenii ei și de camarazii ei decât de ai noștri și asta a fost un lucru foarte bun uh, undeva prin 2005 am deschis o terasă în vama veche fără niciun fel de experiență doar cu bucuria de a petrece cât mai mult timp într-un loc sălbatec și liber uh, și au venit foarte mulți tineri acolo și am avut șansa să-i observ de la distanță nu m-am amestecat niciodată prea direct în lumea lor ca să nu o împietez dar mi-a plăcut așa într-un colț aproape invizibil să-i urmăresc și să nu-i urmăresc doar superficial, ci să încerc să înțeleg cum funcționează ei. Și iarăși am rămas foarte plăcut, surprins. Mult mai empatic, mult mai direct, mult mai emoțional decât generația mea. Și fără prea multe prejudecăți, fără prea multe filtre, fără a emite judecăți din astea de valoare care sunt specifice generației mele. Și asta m-a ajutat cumva să-mi dau seama că dinozaurii au dispărut pe bună dreptate pentru că ei nu s-au adaptat. Și nu. eu nu de teama de a nu dispare am făcut chestia asta, ci pur și simplu pentru că să simt că trăiesc în continuare un prezent. am a să mă îngheț în propriul meu trecut e o moarte tristă. Mie mi se pare că pericolul ăsta a trăitului din amintiri a curentului de nostalgie, care e foarte puternic și în plan muzical în perioada asta, pentru că dacă ne uităm la number one-urile din Media Forest, majoritatea pieselor sunt remixuri ale unor melodii de acum 20 de ani, de când erau în floarea vârstei cei care le fac acum. A prins și festivalul, nostalgia și așa mai departe. Curentul clar nu vine de la noi, pentru că dacă ne uităm în afară, s-au remixat cele mai bune piese ale anilor 80, 90, Forever Young și așa mai departe, a devenit mult mai cunoscut generațiilor actuale prin remixurile care s-au creat. Și e limpede că ne place să ne întoarcem în, în, trecut. În schimb, eu cred că această capcană vine la o vârstă foarte fragedă. Nu cred că, e, că se întâmplă switch-ul ăsta la, nu știu, 40 de ani, la 50 de ani că mai vorbeam cu ai mei colegi de generație și le povesteam, zic, bă, doamne, nu reușesc să mă înțeleg cu ai mei din nicio culoare. Adică aveam niște certuri pe niște discuții absolut cretine. În loc să se asculte un argument, de fiecare dată se venea cu argumentul între ghilimele suprem. nu, domnule, că eu le... Până la urmă, urmă eu te-am făcut pe tine. Și eu, eu mă învestu pe mine acum. Uh, și atunci am observat că treaba asta e o chestiune similară în mai multe cazuri dar poate să apară la vârste foarte uh, diferite, adică deci se poate întâmpla oricând de ce crezi că avem tendința asta de a ne tot întoarce în, uh, în zona care mi s-a părut nouă, sau ajunge să ni se pară la un moment dat că a fost frumoasă uh, Cred că din două motive, din teama de a îmbătrâni și din necredință din necredință pentru că noi uităm că fiecare vârstă are și o dinamică și un potențial prestabilit așa de Dumnezeu. Și dacă există și adolescență, și maturitate, și îmbătrânire, și seniorat în viața unui om, înseamnă că fiecare dintre aceste etape are un sens. Și atunci, dacă noi rămânem cumva înghețați în proiectul noi tineri, noi a toată tot puternici, noi sănătoși, noi virili, noi plini de farmec, perioada, nu știu, 16-30 de ani. Și ne temem cumva că ce urmează după, ceea ce noi considerăm aici în Balcan că ar fi îmbătrânire, ceea ce e o prostie. Până la urmă nu există îmbătrânire. Există doar înghețarea minții și a sufletului într-o secvență și nelăsarea flow-ului să curgă, știi? I-am cunoscut oameni mai în vârstă biologică decât mine, care sunt mult mai tineri decât mine și pe care îi invidiez. Acum, de când mi-a dat Dumnezeu șansa să fiu și bunic, și un bunic relativ tânăr din punct de vedere biologic, asta vine ca un eset în plus pentru argumentația mea de până acum. Mult mai mișto generația lui nepotă meu chiar și decât cea a fiicei mele. Și atunci mie nu mi-a fost frică să îmbătrânesc, nu mi-e frică să îmbătrânesc. Am învățat mai de mult timp că există un singur moment de putere cu adevărat și ăla este acum. Ce a fost? E depresie și ce va fi anxietate? <laughs> și atunci... <laughs> a, <-am>, ce mișto. <laughs> Eu nu vreau să pendulez între astea două. Eu vreau să mă bucur de fix ceea ce mi oferă ziua în care m-am trezit fiind absolut convins că la un moment dat nu mă voi mai trezi. Habar n-am când. Las asta să se întâmple natural. Și atunci mă bucur efectiv resetat total. Adică eu, vezi tu, ai povestit de experiența mea în televiziune, de o, mă rog, o anumită conduită de-a lungul timpului. Pentru mine nu are nicio valoare, pentru că eu am și uitat în clipa în care am terminat o emisiune, un proiect, o, orice. În momentul în care s-a terminat, s-a terminat. Eu nu revin niciodată asupra ceea ce am făcut sau a fost. De asta nu mă pot uita decât o dată. Și asta mai târziu, mi s-a întâmplat la bătrânețe, când eram tânăr, nu mă uitam deloc la aparițiile mele. a trebuit după aceea să învăț să mă corectez din propriile mele erori. Și atunci mi-am mi -am asumat să privesc o dată, o singură dată, imediat după ce se întâmplă, și podcastul nostru, după ce va fi difuzat, am să mă uit cap cu o dată la el, după care el. Nu, ne mai fiind, a murit în mintea mea, nu mai există. Și merg mai departe și atunci nu rămâne nimic, nu știu, poate fi o superficialitate sau poate fi un fel al meu de a nu mă încărca cu o informație care nu mai folosește pentru că a fost. Și ce a fost e îngropat cumva. Bine, până la urmă, Cred că e bine să ai amintiri, adică e. Bă, depinde cum le gestionezi, pentru că eu am văzut două cazuri la o distanță foarte scurtă de timp, unul de celălalt. În 2021, acum 2 ani pe vremea asta, încă făceam matinal la Radio Impuls cu Orlando Ivan. Orlando, fiind un om extraordinar de talentat, un om extraordinar de empatic și de sufletist, în schimb, era un om care se raporta doar la ceea ce se întâmpla ce se întâmplase deja în urmă cu 15 ani de zile când era el de fapt tânăr, că nu că avea atunci mai mult succes sau altceva. Doi ani mai târziu s-a întâmplat să fiu coleg cu Cerebel la Te Cunosc de undeva și să văd un om care într-adevăr și el vorbește foarte frumos despre perioada simplu și aduce aminte cu drag de perioadele respective. În schimb, e mai ancorat în cotidian și în prezent decât sunt eu acum în momentul de față. Adică eu aflu de la el despre foarte multe lucruri și despre foarte multe tuluri noi care apar de la o zi la alta, probabil având și avantajul faptului că are o fetiță de 11 ani care îl forțează oarecum să se adapteze noilor, noilor momente. Am aflat de la Connector și de la Cerebel de faptul că există acum K-pop-ul ăsta care de fapt și de drept ăsta e noua sculă, care o să distrugă trepul. E un alt curent și mai puternic și așa mai departe. Am văzut copii care cântă, am ascultat eu cum cânta Alesia la 11 ani, versuri în sud sudcoreană. Că e ceva la care dacă spunea cineva cu 10 ani că o să se întâmple treaba asta, aș zis că bă, e o realitate fantasmagorică, e familia Jetson, cum erau aia care mergeau și imaginau anii 2000, cum merg cu, cu zboară, cu nave spațiale, fiecare ar avea nava lui spațială, mai mică sau mai mare. Ca și, cum, ca și, acum, de altfel, cu auto, autovehiculele. Asta mie mi se pare că, de fapt, și de drept e toată cheia modalitatea prin care tu te raportezi la tot ceea ce se întâmplă, mi se pare că te face să fii exact cum ar trebui să fie parcursul omului. Pe măsură ce acumulează experiențe, să fie din ce în ce mai bun, din ce în ce mai pregătit, din ce în ce mai. din ce în ce mai disponibil la a vedea noutăți și la încerca noutăți. Da, uite, călugării tibetane au un exercițiu de zmerenie. Muncesc uh, foarte migălos timp de 30-40 de zile să deseneze din grăunțe de nisip colorate o mandală superbă, o imagine foarte complicată, geometrică, Cu planuri, contraplanuri, cu unghiuri, e ceva, o muncă uh, de chinez mic. Iar uh, fix în momentul în care este gata, nici măcar nu o contemplă când au hotărât că e gata, o șterg imediat și se apucă de alta mi-a plăcut ideea încă de mai tânăr așa și tocmai de asta eu am amintiri și mă întorc de multe ori înainte să adorm în trecutul meu așa și îmi place să adorm cu niște amintiri dar ca dar neatașat emoțional de ele sunt, e clasorul meu, e lumea mea, e filmul meu, dar am exact aceeași emoție față de un film. Adică, bă, am trăit impactul și am plâns în realitate, nu pot să mai plâng acum a doua oară când revăd filmul acțiunii respective și atunci îmi place așa cumva să îmi himenul mental de fiecare dată și să fiu virgin ca să mă pot bucura cu aceeași prospețime de o nouă experiență. Sigur că noile experiențe sunt până la urmă variațiuni pe aceeași temă, adică sunt aceleași experiențe aduse într-o altă etapă de rezolvare, odată cu vârsta. Și atunci e, e mișto să accepti că suntem uh, proiectați așa cumva de, de creatorul nostru să ne putem bucura în fiecare clipă. Și la maturitate, și la bătrânețe, și în copilărie, și în tinerețe, adică sentimentul ăsta care a trebuit să ne definească probabil pe fiecare dintre noi ca să fim mai simpatici decât suntem, este capacitatea de a te bucura. Ok. Și asta nu poate fi decât dacă ești proaspăt. Ai spus o, o chestie mai devreme care mi-a atras atenția a, cu precădere, și anume faptul că ai ales să fii tu cel educat de către fica ta și nu să încerci să o educi tu pe a, ea. Și aș vrea să dezvolți puțin chestia asta pentru că subiectul ăsta al uh, educației, atât în zona de parenting cât și în zona instituțională, uh, mi se pare că polarizează foarte mult societatea la momentul ăsta, că există oameni care au o părere într-o anumită direcție și consideră că aia e calea nu există altceva și există oameni care încearcă să adapteze niște chestiuni, în schimb dintr-o avalanșă informațională mi se pare că nu se alege nimic pentru că nu se mai trece la practică Fii cum e, este exact cum, cum spuneam mai devreme, pentru mine e foarte limpede, noi suntem o consecință genetică, noi suntem o prelungire a neamurilor noastre, a tatălui, mamei, bunicilor străbunicilor și ajungem în logica asta până la cromozomii a pereche care ne formează genomul fiecăruia dintre noi. Adică avem, de când ne naștem până când murim, noi avem un soft cu care venim. Și toate informațiile astea sunt ale înaintașilor noștri, că noi nu venim din întâmplare, și nu venim chiar de la zero. Și atunci, dacă acceptăm despre copilul nostru că este o sinteză între mine și mama ei, care are neamurile din care a venit, și eu am neamurile mele din care am venit, iar copilul ăsta însumează mai multă informație decât și a mea și a soției mele, din start trebuie să privesc cu mult mai multă încredere capacitatea ei de dezvoltare naturală. Ea nu vine de la zero. Vine și din neamurile mele și din neamurile soției mele. Și atunci, dacă eu sunt teza și soția e antiteza sau invers, ca să nu se supere mai feministele, e același lucru, sinteza e mai importantă decât și decât teza și decât antiteza. Și atunci, din start, trebuie să accept. Eu am acceptat, eu nu trebuie să nu impun nimănui nimic. Dar eu am acceptat despre copilul meu că este mai deștept decât mine și decât mama lui. Și atunci, știind limitele mele, greșelile mele, tot ceea ce ar fi putut să împovăreze informația asta genetică, pentru că păi, e o factură care se plătește. Asta, dacă studiem toate religiile lumii, toate vorbesc despre faptul că nimic nu rămâne neplătit. Nu plătești tu, nu e nicio problemă, factura merge mai departe și o plătește cineva. Uh -huh. Poate copilul tău, poate nepotul tău, poate stră nepotul tău, habar n-am. Sau, mă rog, nu are importanță în discuția noastră acum, dar ce s-a consumat? se plătește. E cam bancul cu cina cea de taină, după 2000 de ani a venit un evreu și a zis, pape, domne, știți, acum 2000 de ani s-a consumat tot cina e aici la bietul ăsta. Eu am moștenit de neam în neam această cârciumioară. Cine plătește? <coughs> <fie> și, at și, atunci așa e și cu fiecare dintre noi. Și atunci eu ce pot să fac ca să nu mă împovăresc copilul cu informația mea greșită este să mă rezolv eu în timpul vieții mele propriile facturi. Că dacă nu le rezolv, pe lângă moștenirea genetică pozitivă, trăsături și așa mai departe, Adaugă în bagajul ei informațional niște nenorociri pe care eu nu vreau să le bag și atunci trebuie să le rezolv Și asta e munca mea cu mine, e munca noastră cu noi, părinți. Și atunci, eu mi-am privit întotdeauna copilul ca fiind un, un potențial mult mai interesant decât fiecare dintre noi. Și atunci, ce să educ eu pe cineva care e mai deștept ca mine? E, a priori e mai deștept ca mine. Mm -hmm. pentru că o conține și pe partenera mea în ea, cu toată informația aia pe care eu nu o conțin, eu doar m-am asociat cu soția mea și din, a, din această asociere s-a născut copilul nostru. Și atunci am preferat să observ să văd cum se dezvoltă ea de la sine, fără să îi impun nimic Asta am învățat și eu de la părinții mei, că nu nu, -am, nu e o idee care mi-aparținea, a am realizat târziu în viața mea cât de prezenți au fost părinții mei de la distanță. Dacă mie nu mi s-a impus niciodată nimic. Eu am avut niște jaloane atât de fin puse și atât de discret puse în traseul vieții mele, încât eu nici măcar nu le-am simțit. Am realizat chestia asta după ce n-au mai fost ai mei. Poți să-mi Când... dai un exemplu? Da, pot să-ți dau un exemplu. Uite, eu am copilărit într-un mediu semi-infracțional, okay. <laughs> în sensul în care am locuit în unde avea să se nască centru civic. Înainte să apară centru civic în București, acolo erau niște mahalale cu farmec. Era strada Antimivireanu, Sfinții Apostoli, erau niște străzi cu case vechi, cu o lume care dispăruse imediat după al doilea război mondial, iar casele astea au fost repopulate uh, cu familii de nomazi. Ok. Și <laughs> am copilărit pe o străduță cu niște case superbe, cu ceva fantastic, cu platan, cu castan, cu nuci, cu case atât de frumos construite încât ei aveau, ele n-aveau săl de baie ca la bloc. Erau niște bazinete, niște căzi romane, așa, cu trepte, cu marmură adică era ceva fabulos. Numai că acolo locuiau niște țigani uh -huh. pentru că fusese atunci acolo naturalizați de către regimul comunist. Niște țigani foarte simpatici și foarte mișto pentru că ei împrumutaseră ceva din boemia locului și am copilărit într-un mediu în care și începuse construirea centrului civic, era un mare șantier pe acolo și noi golăneam, adică îți dai seama când ca băiat fiind undeva la 4-5-6 ani se pune decorul ăsta cu șantier, cu construcții, cu escavatoare, păi ne jucam de acolo, de, răz de la războiul până la orice. Și ai mei lăsându-mă foarte liber, eu asociindu mă cu tovarășii mei bruneți indiferent de anotimp, am moștenit de la ei și anumite talente ale școlii vieți. Mai o ciordeală, mai nimic violent sau extrem de neplăcut, dar de la fumat de la 5 ani m-am apucat, așa. de la băut la 6-7 ani, de la spart niște barăci și furat niște scule ca să ne facem noi propriul nostru șantier de la spar biserici și furat capetele de mor pe care le găseam pe acolo pentru că se demolau biserici în zonă. Ele erau închise și ce bucurie mai mare pentru niște derbedei decât de a intra în bisericele și de la le, le scana așa în toate unghiurile, poate găsim ceva, de la straie preoțești, cranii care erau ținute, niște relicve acolo, chiar și niște icoane pe care noi nu le duceam să le vindem, ne făceam propria noastră lume cu ceea ce găseam în urma escavatoarelor din 1983-84. Chiuleam, fumam, eram derbedeu, și părea așa cumva că mă pierd, că nu o să ajung niciodată ceva de capul meu. Și atunci părinții mei nu mi-au impus niciodată și nu m-au certat niciodată pentru asta. Dar cu cât era fapta mea mai reprobabilă și mai îngrozitoare așa din perspectiva lumii bune de București, ei se purtau mai frumos cu mine și ciudat mult mai empatic. Adică, de exemplu, am fost la un pas să fiu arestat alături de confrații mei mai tuciurii, pentru că ne-au prins niște securiști că furam din avutul obștesc de pe șantiere. Și a fost o anchetă, ceva nasol. Și când au aflat părinții mei, care erau într-un proces de divorț și s-au reunit așa cumva în fața acestei perspective, m-au invitat la masă la restaurant și am purtat o discuție foarte mișto în care mai mea mi-a zis să stau liniștit pentru că eu oricum rămân copilul lor și dacă eu doresc să fiu un cunoier sau un derbedeu sau un gropar sau ceva care poate deveni fără studii și, fără nicio cunoaștere, să mi urmesc calea asta pentru că dacă asta vreau, asta, și acum aici ar putea să facă să mă renege, sunt nicio formă, tata mi-a oferit și o țigară, tata ne nicio niciodată. eu aveam vreo 8 ani, m-am simțit foarte copleșit de treaba asta. Și atunci Uh, cuprinzându-mă așa niște remușcări teribile și dându-mi seama că părinții mei sunt nedrept de simpatici cu mine pentru că, bă, orice individ nu are nevoie de a ca să știe că e golan sau că e delbert. Știam că am făcut ceva nasul mm -hmm. și mă așteptam cumva să plătesc repede nasul asta, să mă certe, să mă bată și ca să-mi văd de viață mai departe. Dar nefiind așa, și fiind foarte asumat și foarte deschisă toată discuția asta și toată noua perspectivă în care eu aș putea să fiu chiar și un criminal, că părinții mei mă vor iubi oricum, uh, m am făcut să mă schimb radical și îți dai seama că de-a doua zi nici n-am mai fumat, nici n-am mai furat și cumva am încercat să le demonstrez părinților mei că nu sunt bă chiar așa un derpedeu. Ok. Dar de cum de-au avut deschiderea asta față de tine? Nu știu, cred că erau deștepți. Pentru că și ei erau liberi în capul lor. Uh, că meu lucra în cinematografie. Cinematografia, perioada 60-70, când Taică-meu a intrat în ea, era aproape globală, se făceau coproducții internaționale, era așa o emulație de, de schimburi culturale și cu Occidentul. Tata purta plete, costume de haine, era un tip care sfida cumva uh, ghetoul comunist uh, fiind extravagant. Ok. Aceea s de dă buzunare, șarfe, batiste, adică era așa un personaj. La un moment dat mi-era rușine cu el pentru că nu se mâna cu nimeni, știi? Și mi-aș fi dorit și eu, fiind mai conformist decât părinții mei, să fie și el un om simplu, așa. Adică se uita lumea după el când mergea pe sat. Maica mea la fel, maica mea... O personalitate foarte liberă, uite, mai dau un, o inserție din copilăria mea, eu de două ori am luat premiul întâi și mai mea mi-a făcut cadou înghețată, de 3 ori am luat premiul 2 și mai că mi am luat două înghețate, de vreo 4 ori la luat premiul 3 și luam trei înghețate și când n-am primit niciun premiu m-am fost în excursie cu părinții. Okay. Părind, că că de Acum se explică multe lucruri. Da. E, a, a fost modelul. Adică modelul a fost, băi, ești prost, eu am să fiu bun cu tine. Că poate te faci deștept. Că au avut încredere, pentru că și ei știau cumva că tot din ei vine, Adică nu pot să fiu altfel decât tot o suma lor. Mm -hmm. Și nu mi-au spus niciodată, nu, eu n-am fost certat niciodată, n-am fost bătut niciodată, nu mi s-a impus niciodată nimic. Și chiar la limit, așa când mai târziu am făcut și lucruri mai nasoare decât ce ți-am povestit până acum, nu m-am izbit niciodată de judecata lor. Ce înseamnă de... lucruri mai nasoale? Păi nu știu, am, uite, am mințit de exemplu că n-am rămas corigent. Și eu am rămas în corigent, n-am vrut să învăț. Și am vrut să rămân repetent pentru că mi-a în cap că eu pot să plec în legiunea străină. Cu ați dolari. și, că decât să mă duc eu la economie unde rămăsesem în corijet și să-mi dau corijența în vară, bă, mai bine nu mă duc. Și mă antrenez toată vara aia cu niște tovarăși de mei ca să mergem la Marsilia și să intrăm în legiunea străină. <laughs> Și da, nu... asta s-a întâmplat după 89 deja? Asta s-a întâmplat după 89. Că de... nu puteai să pleci în legiunea nu, străină se, în timpul comunismului. S-a întâmplat la trecerea din clasa a 11 -a în a 12. -a. Ok. Adică mai aveam un an și dădeam bacul. Și părinții mei aveau senzația că eu sunt un elev normal, că ei nu s-au interesat, <laughs> interesat niciodată care este situația mea școlară. Cât timp săraca bunica mea a trăit, ea păia că de anăpa asta de a veni pe la ședințe pe la astea, că uneori eu mai chemau profesori. Făceam tot felul de tăpeni, săream pe geam de la etajul 2 în timpul orelor, se spereau profesoria că erau mormandă de nisip acolo și făceam niște cascadori. Și eu nu, nu, nu le-am spus alor mei, mi-a fost și rușine să le spun că a rămas am rămas cu I-am și mințit că n-am ce problemă, m-am și dus în vacanță, mi-au dat bani, am, că am trăit trei neneacă, nici nu am vrut să mă prezint la corigență, pentru că mă ținusem de cuvânt să devin un legionar. Și mă rog, o întâmplare a făcut uh, să ajung la corigență. Eu mă dusesc să-mi au rămas bun până la 11 corigența a început la 9, am zis, bă, până la 11 jumate, ei, la prietenii mei care rămăsese corigență și s-au dus, au terminat, mă duc, la noroc pentru că eu din a doua zi plec în legiunea străină, fără să le spun nimic alor. Și contextul poate, nu știu, Dumnezeu a vrut așa, când am intrat în curtea școlii, bă, un coleg de-al meu, bă, fără să spun nimic, m-a luat cu forța și m-a aruncat în clasă la corigență. de da ai seama, ea mai aveau pe și terminau și eu am ajuns acolo. Și mă rog, profesoara, băi, ești nenorocit cum vi la ora asta că te dau afară, dar doamnă, dați-mi afară nicio fel de problemă. Eu plec în legiunea străină. Nu, i-am zis, acolo am fost pervers, am mințit în, în favoarea mea, am zis, doamnă, eu sunt bolnav, eu oricum nu mai vin de la anul la școală, am o boală foarte nasoală, sunt, am venit să vă cer scuze că m-am supărat. <laughs> o și asta s-a muiat cumva și m-a lăsat să nu știam nimic, evident, mi-am și suflat pe acolo, chiar profesoara, și am luat corigența și dintr-o dată mi-am dat seama că nu trebuie, să, nu trebuie, să mai plec în legiunea străină, știi? Dar de ce, iartă-mă cât te întrerup, de ce trebuia să fii repetent ca să pleci în legiunea străină? Era păi unul din criteriile? Nu, mi-ar da, da, mi fi fost rușine. Adică mi-ar fi fost rușine să mă duc acasă să le spun părinților mei după ce am rămas repetent, bă, vedeți că eu nu mă duc în clasa 12 a 12-a pentru că eu sunt repetent. Mai am mai fac o clasa a Și mi se părea așa de jenantă situația încât am preferat să plec în regiunea, deși scrisesem fiecare lui mama a mai scris o scrisoare în care s-a tata la fel bunicilor. Așa, adică eu îmi pregătisem terenul de rușine, că mi-era rușine, bă, efectiv. Ok. Um... Și n-ai mai rămas Bă, n-am mai rămas repetent. Uh, nici nu le-am spus alor urmei, dar ziceam că au aflat. Uh, și păi mi s-a părut ceva nasol, adică am fost la un pas să mă despart, să mă despart, Iremediabil de familia mea să plec în legiunea străină, de tot de copil. Și nu... Tai că nu m-a certat nimeni, nu știu, am... că mi s-a uitat un pic așa... Uh, nu dojenitor, uh, poate puțin superior la mine, așa. M-a făcut să mă simt prost, dar dintr-o privire, nu din... Uh... Și mai că mi-a zis, bă, dar puteai să ne spui, po poate te ajuta, mă zădeam un pachet să pleci în legiunea străină. Adică un soi de, de miștocăreală din asta care durea mult mai tare decât o dojenă. că pe mine m-au durut toate chestiile astea și m-au făcut să mă schimb. Și mi-am luat și revanșa față de profesoara de economie pentru că în anul următor am făcut filozofie cu ea și a fost singura materie la care am fost cel mai bun din clasă, eu fiind de regulă cel mai prost din clasă, adică fiind în tot timpul la coada clasamentului. Alte tâmpenii au fost că după aceea, în clasa 12, în afară de filozofie, unde eram foarte bun, nu învățam nimic și au, cu trei săptămâni înainte să dau bacul, diriginta aia i-a chemat a chemat-o pe maica mea, a vrut neapărat să vorbească cu maica mea și i-a spus maica mea că nu o să iau bacul, pentru că sunt un derbedeu și nu știu nimic. Și că e aproape imposibil că mai sunt trei săptămâni până termină școala și că ori pun burta pe carte, că ea ține la mine și la un coleg de-al meu și că ar fi păcat că zice, suntem cretini să nu luăm bacul. Și nici atunci n-a zis nimeni nimic, dar așa din frumusețea cu care am fost iarăși invitat la, la masă de maică mea, m-am apucat, am învățat și în trei săptămâni, alături de un prieten de-al meu, Alin, nu eram cam cei mai slabi din, din, promoția noastră, am reușit, uh, um, um, am, învățat cam 10 ore pe zi, a fost ceva îngrozitor. Săracii părinții s-au distribuit așa, mama lui era profesoară de geografie și am învățat geografie că ani la bag, mama profesoară de Română am făcut cu mama română, tot ce a ținut de partea de literatură, de dramaturgie, am făcut cu tata. Istoria am făcut cu dirijind, dacă ai bă, vă meditez, eu veniți la mine, vă, vă învăț istorie, că o să dați bacul să nu știți nimic. Adică a fost așa un cumul de, de factori care ne-au ajutat să ardem rapid ce n-am. Eu am prins bacul din toată materia, adică am dat în 92 bacul. Și încă pe vremea aia se dădea așa aleatoriu un subiect, nu știai dacă e dintre a 11, a 10, a 9 sau a 12. Și a trebuit să învățăm ce n-am învățat deloc, adică... Patru ani. Patru ani. <coughs> da, așa, ți-am dat doar câteva repere ca să... Și bănuiesc că, iartă-mă, uh, bacul ai luat cu note mari, nu? Bă, nu mare, am luat cu 8-3-6. Eu fiind un elev de 5-2-6. Povestea asta a ta e uh, foarte similară cu povestea mea, doar că s-a întâmplat 20 de ani mai târziu, toată treaba, uh, 20 și un pic de ani mai târziu, și uh, am auzit tot de foarte multe ori, adică am auzit foarte mulți elevi care în școală erau prezentați să fie execrabili, care ulterior au performat în viață, în diverse forme, în cazul tău chiar și în... Uh, Domeniul învăț învățământului superior, al învățământului universitar. Și aici mi se pare că e o altă problemă, că de aia te-am rugat uh, să dezvolți ce înseamnă să te duci tu să te lași educa de către copilul tău, nu să încerci tu să le duci pe el, pentru că foarte multă lume ar fi tras o concluzie într o astfel de uh, situație. Adică mi-aș fi imaginat răspunsuri de stilul da, domnule, pe păi cum, nu, lăsăm copilul să ne educe, să ne duce el literalmente, ne înțelegând conceptul uh, total al acestei afirmații pe care tu ai făcut-o. Și aici e o altă chestiune din cealaltă perspectivă și anume perspectiva instituțională de care vorbeam mai de, despre care vorbeam mai devreme. Mie mi se pare că aici cazul tău, de exemplu, e o dovadă de eșec a sistemului pentru că ei te portretizau cu trei săptămâni înainte de bac a fi un elev care nu e în stare să ia bacul, nu numai că ai fost în stare să iei bacul, dar după aia ai fost în stare să faci multe alte lucruri mult mai valoroase, cum ar fi să ți iei doctorat, de exemplu. Da, e și un eșec al sistemului și e un eșec al ipocriziei generale, pentru că și atunci și din păcate și acum, a existat ideea sa absolut tâmpită: că dacă ești un elev de nota 10, dacă ești cu minte, dacă ești formalist, capul ce se pleacă, să abia nu-l taie, dacă ești și oimul patriei sau pionier, sau ce, mai ar fi fost după 90, așa, un, uh, un tip care nu pune probleme și un tip neindividualist, ci colectivist, așa e foarte bine. Uh, mie mai că mi-a zis de mai mic fiind decât uh, ți-am povestit uh, episoadele astea, că e mult mai bine să fii sincer prost decât ipocrit deștept. Și să pretinzi că știi, dar nu știi nimic, e mult mai simplu să afli că nu știi nimic. Și atunci ești mai important tu în fața ta și în fața conștiinței tale când ești onest decât când ești un uh, impostor intelectual și atunci eu am reușit să învăț la foarte puține materii datorită exclusiv profesorilor și am învățat din rusă în clasa 5 a. eram cel mai bun din clasă pentru că îmi plăcea profesoara și mi-era rușine față de ea să mă prindă nepregătit din drag față de ea, nu față de materie că era o ceva groaznic limba <laughs> rusă e o limbă urâtă mai ales dacă nu ești din familia slavă așa nu, nu înțelegeam nimic dar din drag față de ea am învățat am învățat la economie pentru că am vrut să-mi a fost o chestie de orgoliu, am vrut să-i demonstrez cei care m-au lăsat cu și care au avut totuși generozitatea să mă treacă, eu ne știu nimic, că nu sunt chiar așa de prost, adică și faptul că mi-a plăcut materia, am, am excelat cumva în ea, dar și cu ușurință pentru că mi-a plăcut. Am mai fost bun la fizică ciudat, tot datorită profesoarei care era extraordinar de simpatică și de mișto și pe care am jignit-o la un moment dat și a nesupărându-se pe mine, iarăși m-a obligat cumva să-i demonstrez că pot să fiu și altfel. Și cam astea au fost materiile unde am participat 100%, dar trei, în multe. Și probabil că dacă aș fi avut profesorii din aluatul ăsta camaraderesc și colegial cumva pe care am avut în facultate în facultate am fost un student bun pentru că aveam profesori buni poate uh, că aș fi fost un elev mai bun decât am fost adică luat după note, strict după note pot fi considerat submediocru nu n-am mm -hmm. avut niciodată note. Adică până în clasa 4 -a am, am, luat premii și mențiuni. Din clasa 5 -a până într a 12 n-am mai luat nimic. Adică am fost tot timp. În fiecare an cădeam niște trepte așa în, în ierarhia notelor. Mi-am terminat ultimul liceu. Dar Ultim, asta ultimul, nu, ultimul din nu, toată promoția. Nu, 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 mă împiedica să citesc acasă, nu mă împiedica să mă dezvolt cumva pe ceea ce mă interesa pe mine, independent de școală. De asta eu i-am și spus fiicei mele, care au urmat cumva traseul foarte asemănător cu mine, că nu mă interesează școala. Okay. Nu mă interesează școala ei. Mă și interesează... ce înțeles din asta? Că și asta e o întrebare. Mă interesează ce știe ea. Adică pe mine nu mă interesează să ia note mari la școală, pentru că era foarte stresată, fiind mai mult mai competitivă decât mine și ea se tot înscria la toate olimpiadele, la toate astea vrea să participe. Evident că nu, nu reușea la aproape la niciuna. Dar, și era foarte supărată așa, că lua note mici, încerc, și am explicat, am fost o singură dată la ședința cu părinții și am jurat că nu mă mai duc niciodată. Mi s-a făcut ceva oribil. Și de ce s-a întâmplat? Nu știu, problematica pe care o puneau părinții acolo, să dați-le și mai multe lecții, doamne, dați-i -da două palme, doamna profesoară, păi eu rupă da rup acasă, cum păi... e că genul ăsta de... Mi s-a părut revoltător și am zis, bă, nu mă mai chema niciodată. <laughs> da. Nu mă interesează, am zis, eu prefer să rămâi repetentă dacă vrei treaba asta, decât să te nenorocești, să înveți cu forța și să te străduiești, să fii pe placul altora și nu și pe al tău. Bă, dacă îți place ceva, fă lucrul ăsta, ai toată deschiderea, bă, nu-ți place, nu te du. Adică nu vreau să te duci niciodată la școală, doar că trebuie. Era să zic ceva pe ea de școală, că nu asta te va forma ca om în viață. Și aplicând cumva, practic, aceeași metodă, în sensul în care fimea am aflat că fumează în clasa 7 întâmplător, și ce puteam să fac? Că ea s-a apucat târziu față de mine de fumat, eu m-a și lăsat, eu, uite, de exemplu, la 20 de ani m-am lăsat de fumat și eu până la 40 de ani n-am fumat deloc, adică eu între 20 și 40 de ani am pus gura pe m-am apucat la 49, ce era să o cert sau ce ieșit, am luat-o de la școală, am mers undeva la un restaurant, i-am oferit o țigare, evident că mi-a zis că nu fumează cum. i mă, lasă, ia de aici și hai să discutăm măcar un lucru, adică eu nu pot să, dacă vrei să fumezi, poți să fumezi, dar hai să nu fie prea mult, adică încearcă cumva să, că ești mic, că ai plămânii mici, fumează, cât te țigări vei să fumezi pe zi? A, nu, tată, că eu fumez așa, mă, lasă vrăjeala că Mă uit la tine și mă văd pe mine, n-ai cum să mă păcălești. Eu te rog doar să ai conștiința asta că ai plămânii mici și să nu-i încarci prea mult. Adică fumează cât simți tu că nu e prea mult. Și atât am zis. Și a fost ok. Pentru că fumam cu siguranță mai puțin decât fumau ceilalți, pentru că ea putea să fumeze și acasă în clasa șaptea, când avea chef de o țigară. Și numărându-i așa țigări n-a fost niciodată în perioada aia mai mult de 3-4. Îți dai seama colegii cărora părinții le rupeau capul dacă aflau că fumează, fumeau tot pachetul la școală. Ca după aia acasă nu mai puneau gura pe știi? Da, categoric. Aici e... <laughs> întotdeauna lucrurile astea funcționează conform acestei psihologii inverse. Sunt 11.000 de exemple și de cazuri. Și cu siguranță există foarte multe perspective diferite. Că multă lume și chiar și eu mă întreb care e reacția copilului în momentul în care îi spui că nu-ți pasă de școală, el poate conștientiza la o vârstă fragedă faptul că într-adevăr e mult mai important să-și uh, îmbunătățească cunoștințele și să nu concluzioneze că faptul că tatăl i-a spus că nu-i pasă de școală uh, poate să-l lase să facă oricea ce vrea el să-și bage picioarele în ea? Școală? Poate cu o singură condiție, cred. Și anume dacă tu îi oferi încredere și respect. Adică eu niciodată n-am înțeles de ce ar trebui să ne depreciem și să ne lipsim de demnitate și de respect propriul copil. Adică eu... Asta i-am oferit fiicei mele, ceea ce am primit și eu de la părinții mei și evident alături de soția mea care a avut fix aceeași optică și aceeași viziune ca mine, chiar ea fiind, deși biologic e mai în vârstă cu câțiva ani ca mine, mental și sufletește neva mai mult mai tânără decât mine și ea m-a ajutat foarte mult să pătrund mai ușor în tânăra generație. Adică accesul meu către lumea tinerilor și a copilului meu și a anturajului ei a fost prin nevasta mea, care e mult mai, mult mai sprintenă așa și mult mai jucă, mult mai ludică și mult mai deschisă către tot ceea ce vine ca nouă, inclusiv vorbind de muzică. Mm -hmm unde eu am fost ceva mai, mai retice, mai retice și mai conservator puțin decât nevastă eu i-am spus fiicei mele că eu am încredere necondiționată în ea, că ea nu trebuie să-mi câștige mie încrederea, că ea o are de eu am a priori încredere în ea și chiar dacă astăzi poate fi o calamitate eu sunt convins că va veni un moment și un timp în care ea va fi mișto pentru că am această încredere în ea și întotdeauna i-am respectat decizia, indiferent care a fost decizia. Pentru că merită acest respect. Copilul să știi că e mai adult decât ne imaginăm noi. Eu cred că undeva de la 3-4 ani, când începe să-și cristalizeze discernământul în lume, e o sete de respect pe care o avem și mai târziu ca adulți. Și atunci, dacă tu îi dai necondiționat copilului tău și încredere și respect, adică respect, efectiv, în toată splendoarea accepțiunii acestui cuvânt. Să nu-l tratez ca pe un neputincioasă? Da, să nu-l ca pe un handicapat prima dată sau ca pe o marfă sau ca pe o plastelină pe care să o modelezi tu cum vrei tu, ne ținând niciodată cont de universul ei, lăuntric, care este la fel de valabil chiar la 3-4 ani cum este el al tău la 20 sau la 30 de ani. Chiar același univers -untri, nu e altul. Mm -hmm. Și atunci, asta am făcut, n-am făcut niciun alt fel de efort. Și atunci, pe mine nu m-a interesat niciodată și niciodată nu am crezut despre copilul meu că nu va fi ceea ce trebuie să fie. Chiar dacă anumite secvențe ale experiențelor din timpul vieții sau al copilăriei păreau că duc în altă parte. Pentru că și la mine păreau că duc în altă parte. Și au dus bine fără să forțeze nimeni nota. Pentru că așa am hotărât eu. Când am hotărât eu, am hotărât eu. Când fica mea s-a hotărât să facă ceea ce trebuie sau vrea să facă ea, a făcut foarte bine. Mai bine decât am făcut eu. Și atunci am avut dreptate cumva, adică propria timpul a validat și în generația mea pe mine și în generația ei pe ea că metoda asta de care ți-am povestit funcționează. Tu în momentul în care ai dat tu știai cam ce ai dorit să faci în viață? Da, eu întotdeauna am vrut să fac ceea ce m-a fascinat încă din copilărie în universul tatălui meu, cinematografie. Adică eu am pendulat tot timpul între a fi actor sau regizor. Eu ne avut foarte mult drag de mine și încredere în mine niciodată, dar cu atât mai mult în copilărie, pe măsură ce mă apropiam de vârsta terminării liceului și intrării la facultate, n-am avut încredere că pot să fiu actor. Pentru că mă consideram mă, urât, timid, Aveam niște modele masculine mult prea înalte în materie de frumusețe masculină ca să nu mă dea un pas înapoi. Mie îmi plăcea de Alain Delon, mie îmi plăcea de Clint Eastwood, adică îmi plăceau bărbații aia, bărbați. Uh -huh. Și mă uitam în oglindă și vedeam unul cu rec blege așa și cu ochii aia destul de bulbucați așa. N-am avut foarte multă încredere și atunci am făcut un an de actorie. Mi-a plăcut foarte mult. N-am avut încredere că pot să devin actor și atunci m-am tirat la regie unde fiind în spatele camerei, fiind mai organizat așa mental și având o anumită perspectivă asupra tuturor lucrurilor, puteam să disimulez timiditatea nativă pe care am avut-o și încă o mai am mai bine. Și atunci am, dar eu am știut de la 4 ani, 5 ani că o să fiu ori actor, ori regizor de, de film. Ok. Și n-am fost. Adică am terminat regie de film, m-am jucat în câteva filme. În continuare, sunt cumva fascinat și captivat de lumea asta mai mult decât de lumea televiziunii sau decât lumea jurnalismului. Era chiar o frică colectivă în anul 3-4 de facultate la regie că, bă, ce se va întâmpla dacă noi vom sfârși în televiziune? Adică pentru mine, ca student la film, televiziunea mi se părea inacceptabilă. Ok. Și cum de ce se frică nu scapi? Pentru că eu am terminat facultatea 97, 97 a fost, sau începând undeva după 90, 91, 92, zodia cinematografiei românești a fost blestemată cumva, adică se făceau filme puține și foarte plaste. Și mi-a fost frică să nu sfârșesc și eu prin a deveni un regizor de duzină și un papițoi. Și atunci, cum am prins ocazia să mă duc acolo unde nu mi-ar fi plăcut niciodată să ajung, adică în televiziune, m-am dus. Și cumva am încercat să am o minte regizorală într-un format de televiziune și uneori mi-a reușit. Pe păi cum s-a întâmplat switch-ul ăsta? Adică cum te-ai uh, uh, împăcat cu ideea de a face chestia asta și cum de a ajuns să o faci Băi, și mi bine? Mi-a fost frică să fac film. Uh, că mi-a mi zis, că mi-a fost un nume destul de cunoscut în cinematografia română, în sensul că a fost producător de filme, a fost director de casă de filme și fiind un om foarte mișto și foarte deștept, mi-a zis, tati, te descurci, adică eu niciodată să nu-mi cer și nu mi-am cerut asta niciodată, să spun vreodată vreo pilă sau să spun o vorbă bună sau să fac un fel de trafic de influență ca tu să realizezi ceva. Faci orice, dar fă tu, ca să aibă valoare, că dacă fac eu, n-are nicio valoare pentru tine. Și atunci puteam și am, făcut, am încercat să intru în zona de asistenție după ce am terminat facultatea, să stau pe lângă câțiva regizori, să văd și practic cum se face totuși meseria asta, nu doar teoretic. Și nu, nu, nu funcționa. Adică nu, nici nu am fost foarte agreat așa, adică eram, aduceam cafele, eram un fel de secretară de platou, știi? Și nu mi-a plăcut atât de mult treaba asta. Și s-a Pivit în viața mea prin lui Mircea Badea oportunitatea să mă alături echipei Teo și Mircea care tocmai pleca de la 37 și venea la Antena 1 și aveau nevoie de o echipă, de reporteri, de colegi cu care să creeze un format. Uh -huh. Și am zis da, imediat la propunerea asta și am încercat să-mi fac propria mea joacă regizorală, luând prima dată niște filme proaste de la antenă, niște telenovele pe care le-am remontat și le-am dublat și făceam niște ceea ce eu, o cabina de montaj acolo, care mi-au creat așa cumva o rampă de lansare și toate reportajele pe care le-am făcut au fost atipice pentru formatul de televiziune, pentru că eu le dădeam așa o dimensiune narrativă, ușor cinematografică, ca să, mă rog, să-mi și placă și ca să ni, să nu intru în, la ștanța acolo. Mm -hmm. Nu mi-a plăcut niciodată să, să se cu altcineva. Ok. Și cum vezi tu televiziunea de atunci comparativ cu ceea ce se întâmplă acum în televiziune? Pentru că și aici e o discuție foarte amplă. Băi, televiziunea de atunci era nebună, pentru că era la început. Adică gândește noi am, eu am intrat alături de teo și 90 și eram student încă, nu terminasem facultatea, 96, cred, înainte, sau imediat după alegerile din 96, nu mai țin minte exact. Adică trecuseră 5 ani de la momentul 90 și televiziunea avea o energie fantastică. Oameni mișto, oameni... Adică știi cum semăna televiziunea de atunci, cum seamănă lumea voastră sau cum semăna lumea podcastelor la începutul vostru. Ok. Adică era un domeniu nesfârșit, neexploatat de nimeni și se putea face orice. Criteriul, singurul criteriu care te valida era audiența. Și nu te bătea nimeni la cap. Adică dacă tu reușeai să captezi categorii cât mai mari de public și să le bagi din ratingul tău acolo și în share tău, bă, nu venea nimeni să spună că asta nu e bine, că ci porcăria asta, ci tâmpenia asta. Adică nu. Erau începutul construirea unui business și pe oamenii care investiseră în televiziune îi interesa mai târziu am aflat eu că îi interesau mult mai multe alte lucruri, mm -hmm. dar din perspectiva strict comercială și strict profesională așa, îi interesau să... să genereze un business din treaba asta. Și atunci eu am prins o etapă ușor de pionierat în televiziune în care absolut totul era permis. Totul. Gândește-te că Teo și Mircea făceau emisiunea tipică, adică tot, total neconformă cu toate standardele de la vechea televiziune română, care toți erau scrobiți, toți trebuiau să vorbească într-un fel cu adicția și cu pliticoșeni. Și atunci eu am făcut parte dintr-o echipă de nebuni unde m-am simțit foarte bine și am simțit etapa asta din viața mea ca ducându mi mai multă bucurie decât nesatisfacție. Și era frumoasă televiziunea de atunci, cu tot felul de bazaconii, de nebunii, de, de stângăcii, de, dar era, era și noi tineri și totul fiind la început, uh, era proaspătă treaba. Din păcate, minunea asta a ținut puțin pentru că undeva până în 2000, când s-a standardizat cumva și când politicul a început să înțeleagă puterea, extraordinară pe care o poate avea influencerul, fie el de presă scrisă sau fie de televiziune radio-ul murise încă de pe atunci uh, și au început uh, fuziunile de interes între patronatul media și clasa politică lucrurile au început să se așeze într-o zonă care din păcate n-a mai evoluat de atunci adică eu sunt foarte recunoscător și foarte bucuros că am prins televiziunea măcar 4-5 ani până în 2000 din păcate ea și astăzi deși suntem în 2023, a rămas în 2000, n-a mai fost capabilă și n-a mai fost nimeni interesat să lase niște oameni nebuni și liberi să meargă mai departe, să construiască mai departe, nu, s-a șablonizat s-a strâns, s-a calupat foarte strict și au venit niște băieți care au dat playlist ca să spun așa, cum era la radio, nu? Adică n-a da. mai pus DJ-ul ce simțea el în flow a luat o listă și a zis: Bă, voi trebuie să faceți formatul ăsta, 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 ăsta și ăsta. Și atunci a devenit uh, foarte conformistă, o treabă nebună și artistică. Și numai mea, nu mai mea, de asta nu-mi place televiziunea astăzi, pentru că, cu mici excepții, și acum nu de complezență, o spun că ai fost tu acolo, uh, eu văd cu mare plăcere doar câteva formate de televiziune. Te cunosc de undeva pentru că mă fascinează capacitatea și profesionistă și neprofesionistă a unora de a aduce emoție reală, mai ales pe niște personaje uh, greu de imitat. Mă uit la șef la cuțite pentru că îmi place tot, uh, îmi place timul lor și toată uh, energia aia care e foarte bine montată și pare atât de spontană și deliberă, deși eu înțeleg tehnic ce efort e în spate pentru senzația asta. Mă uit la America Express, Asia Express pentru că iarăși îmi place foarte mult zona asta de... deși eu astăzi fiind obișnuit mai mult și urmărind mai mult zona de online, mi se pare un pic cam lungă. Eu înțeleg că trebuie să ai trei ore ca, ca, să, durate, ai, ca să ai și publicitate multă și să generezi mulți bani. Toate formatele astea dacă ar fi fost restrânse un pic la nu la jumate, dar un 60% mai comprimate ar fi fost excepțional. Dar este o, doar o perspectivă tehnică a mea. Uh, mă uit la insula iubirii pentru că îmi place tehnic cum se comportă niște arhetipuri umane în niște contexte și niște situații care sunt aceleași. Și asta e fascinant că deși scenariul e același, fiind alte personaje de fiecare dată, se întâmplă acolo uh, niște mecanisme psihologice care mă interesează și profesional și uman așa uh, și cam atât adică eu în practic rest... ai enumerat doar producții de la antenă Băi, sunt producțiile de la antenă astăzi mai bune decât erau pe vremuri cele de la ProTV. A, văd mm. și românii uh, au talent, am văzut și vocea româniei ca să nu fiu doar de la antenă, adică uh, uh, formatele în care poate să transceadă emoția autentică mă interesează. Adică primesc, recepționez cu plăcere o emoție când ea este liberă. Mm -hmm. Și atunci toate aceste formate care se bazează pe o doză de non-conformism mă, mă atrag și astăzi, adică mă uit cu plăcere. Astea sunt și singurele formate care mai performează cu adevărat în audiențe în perioada asta. Eu în continuare nu știu dacă vorba cântecului video Kill the Radio Star se aplică și în cazul internetului, online-ului cu TV-ul, Uh, am avut și am emis în decursul timpului foarte multe judecăți de valoare Care m-au făcut astăzi să-mi dau seama cât de prost eram când le emiteam uh, Neavând niște date concrete Tot ce pot să-ți spun e că există producții pe care televiziunea în continuare le face Și pe care online-ul încă nu are bugetele necesare pentru a le susține pentru că să faci, nu știu, America, de exemplu, America Express, se Express, e un format extraordinar de scump. Uh, chiar și te cunosc de undeva, e un format extraordinar de scump. Numai un machiaj costă teribil de mult ca să arate așa. Uh, oamenii implicați sunt foarte mulți și încă online nu n a ajuns să se profesionalizeze chiar la direcția respectivă. E Mircea Bravo care merge către zona aia șelii. Eu cred că n-ar trebui. Adică eu cred că televiziunea, deși a început a fi un radio cu imagini, a devenit altceva decât radioul. Iar online nu trebuie să devină televiziune. E altceva. Așa ar trebui să rămână altceva. Eu nu înțeleg un lucru și n-am înțeles asta și mi se pare greșit. Faptul că patronii de televiziune, care de obicei sunt aceiași de, din 90 încoace, în continuare nu au înțeles un lucru foarte important și anume că degeaba investești în tehnică în scule, în decoruri. Dacă nu ai un conținut uman de calitate, până când nu o să lucreze inteligența artificială care să se ocupe ea mai ieftin de tot ceea ce înseamnă produse de televiziune, și probabil că se va întâmpla și asta, dar nu prea curând, cel mai mare asset și cel mai important capital în zona asta ar trebui să fie factorul uman. Și uite că până și în zona mai clasică, cum e America astăzi, există, nu, greva actorilor, greva scenariștilor, greva redizorilor, adică factorul uman care se simte nevalorizat la justa lui valoare, știi? Mm -hmm. Pentru că și cinematografia americană investește mai mult astăzi în tehnică și în tehnică specială decât... Păi, uite, Oppenheimer scrie mare pe afiș filmat cu camera IMAX. Înțelegi? Și atunci eu cred că aici e, se află într-un handicap de evoluție zona asta de comunicare, entertainment, media, televiziune, cinematografie astăzi. Pentru că a primat prea mult strict interesul comercial de business și profitul beneficiarului final care este patronul sau suma producătorilor și a directorilor general care împart marea felie de cașcaval și dacă nu se va schimba, ceea ce e în online nu se întâmplă treaba asta, pentru că voi aici sunteți de capul vostru, cam toți din online suntem pe pielea noastră, adică nu, nu, nimeni nu are un interes mai mare decât al creatorului de conținut și asta e bine. În momentul în care se va comercializa foarte mult online și va fi nevoie de o investiție mare în producție, momentul ăla cred că se va pierde din farmecul online-ului. Ca să vă folosesc așa eu o metaforă proastă, că nu vine alta în minte acum, este ca tranziția de la Dan Conesc în direct în gasoniera lui promiscuă și care avea farme cu ei pentru că era ceva de o insalubritate fermecătoare la studioul alea megalomanice la care a trecut Dan cu după aceea și la Macarale și la toată chestia asta și traveling și bă ziceai că e la Hollywood și n-a mai avut succesul ăla. Da, adică da. Mi-e teamă, mi teamă, că expansiunea asta a interesului comercial care se aseamănă cu gândacii de bucătărie că dacă ți-au intrat în bucătărie după aceea îți vor intra și în baie după aceea și în dormitor și pe aia te -a luat afară din casă și locuiesc doar ei acolo și nu se poate Că apartamentul e făcut nu doar pentru gândași, trebuie să mai stă și oamenii, și și cu formatele astea de comunicare. Bă, noi avem nevoie să facem un transfer de emoții și asta nu se poate face decât de la om la om. Și atunci prefer un decor de doi bani cu doi interlocutori de 100 de lei, decât un decor de 100 de lei cu doi interlocutori de doi bani. E, viziunea de management a televiziunii este exact opusă față de ce cred eu că ar trebui să fie. Da, și asta probabil care ca și explicație modelul de business urmat și datele respective, pentru că eu tot auzeam foarte des că în cadrul unei companii, tu pentru CEO nu ești altceva decât o cifră într-un Excel. Ceea ce într-adevăr e destul de complicat. A, mie infrastructura în televiziune mi se pare a fi și ea importantă, pentru că până la urmă urme, de aia cred că se uită mulți oameni la emisiunile astea, pentru faptul că au nevoie de spectacolul, au nevoie de tot ceea ce presupune glemul ăsta pe care televiziunea încă mai are, nu unele formate, că insula iubirii, de exemplu, nu e un format atât de glamorous, dar e un format care atacă. scump, adică ești în Thailanda, ești în niște apartamente, mișto, ai hai da. nu, e, nu e la îndemâna. Nu e ieftin. Nu, nu e ieftin, dar nici nu e. Nu știu, nu e la nivel de. Nu! Got talent. Și e cu oameni obișnuiți, ceea ce e foarte mișto. Uh -huh. Da, dar sunt puține formate, adică uite, vezi. Uh... Sunt foarte multe televiziuni de știri, de data asta m-am mut în zona uh -huh. mai sterilă cumva, care arată foarte bine din punct de vedere tehnic. Digi24 Așa... arată cel mai bine. Da, dar sunt atât de insipide și de incolore prezențele umane acolo și nu-ți rămâne chiar nimic, nu e niciun attachment emoțional față de ceea ce privești, încât nu are nicio valoare. De asta se vede și în audiență, că de asta, de exemplu, Gâdea va avea de, de fiecare dată câștig de cauză în fața lui Prelipceanu e limpede, adică e bun, e și media postului care e mult mai bună la Antena 3, dar bă, media zilnică de audiență, dar în momentul în care a intrat Gâdea și Prelipceanu la Digi, ecartul e cartul se mărește considerabil. Da, pentru că asta mulți nu înțeleg treaba asta și din păcate nu înțeleg pentru că ei nu fac parte din lumea aceasta, adică gândește-te că de soarta și de destinul unor zone de media sau au ocupat niște oameni care nu înțeleg zona de media. Mm -hmm. Adică niște patron deștepți, oiculesc fiind unul dintre ei, vântul a fost unul dintre ei, nu discut aici de natura lor personală sau politică sau asta nu mă interesează în momentul ăsta, ci pur și simplu ca investitor media, au înțeles un lucru, bă nu mă pricep, nu mă bac, iau cei mai buni oameni din piață care se pricep și oamenii ăștia îmi vor aduce un profit pentru că ei se pricep și știu să facă meseria asta, și atunci au luat oamenii cei mai buni. Mona Sega și așa mai departe. că adică Sunt cam și oameni, care adică e o casă foarte închisă. Cum și la voi o casă destul de închisă, invitații pe care <gântu -i> îi rulați voi în podcasturi, uh, sunt cam aceiași. Adică nu, categoric, noi, nu? Noi, noi nu, nu suntem o lume foarte vastă din punctul ăsta de vedere al conținutului, ceea ce nu e foarte bine pentru că ne uzăm și foarte repede. Adică particip la toate podcasturile și la un moment dat cam ți-ai făcut traseul, nu mai ai ce să spui. Acum depinde foarte mult și cum te scormonește ăla și cum mai scoate din tine ceva mm -hmm. ce n-ai spus în altă parte. Dar fiind un cerc destul de limitat, așa durata de viață e destul de scurtă. Uite cum a fost la stand-up comedy, care a fost un, un, un format foarte bun. mi-a mi plăcut mult mai mult decât ai umor, la care nu mă uit. Stand-up revolution. Stand-up revolution. Eu nu mă uit la umor, mă plictisește de moarte, dar stand-up revolution mi-a plăcut la nebunie. M-am uitat uh, devorându-le. Au fost aceiași stand-up-ări, o păr mai până la consacrați. și în două sezoane s-a închis că nu mai ai alții. Mm -hmm. Și o emisiune care ar putea să dureze mai mult. Ai umorul pentru că îți cheamă tot felul de dili din de zonă, ia trei. E a venit freak show de aia. E un freak show. Dar nu, nu mai are. Și clima. vezi că audiența la umor, cel puțin la finala asta de la ultimul sezon, a fost ceva Groaznic, au avut și ghinionul să fie la aceeași oră de difuzare cu FCSB, cu viitorul, cu farul Constanța care decidea campionatul, și atunci au terminat, cred că nu de la locul 5-6, ceva. Da, grav, eu, rău de tot. Cred că epoca asta în care tehnologia a contat mai mult decât factorul uman, de, audiențele, cum bine spui, demonstrează că se termină cumva. Adică cu, prefer o televiziune filmată pe telefon. Cum sunt multe, Uite, în Brazilia există o televiziune unde toată tehnica de filmare este uh, civilă. P de asta dar... zice multă lume, și aici subie, părerile sunt foarte împărțite, dar foarte mulți oameni vorbesc în continuare de Sârbu ca fiind un vizionar în legătură cu Alef. Până la Alef o fi fost un vizionar. El a ales, a dat -o, un bară rău de tot. adică eu îl cunosc bine pe Sârbu, el și el are obsesii cinematografice. Și viața lui este călăuzită de principiul lui Orson Welles că mai important decât filmarea e montajul și mai important decât orice e prin planul. Ok. Dar nu uh, poți face o televiziune pe fontal numai cu groplan și prin plan. Când e perturbator energetic, știu, <laughs> e ca și cum ai avea voiairiști la tine în casă, știi. E prea aproape, impactul e prea direct. Și mai ales dacă la nu spune nimic. Pentru că ce spune Alev nu spune nimic interesant. E alt post de știri care toacă aceeași știre și o face prost, adică fără farmec. Plictisitor. Okay. Și să văd un plictisitor la groplan devine grotesc, cumva, mai ales că e și pe fondal Și atunci, tati, nu mă uit, mă sperie, am văzut, bă, o văd pe Sorina Matei aici, mi-e frică de ea, iartă-mă. nu pot să o văd atât de aproape. Era mai bine într-un platou de la plan mediu, așa că aveam un pic de intimitate între ele. Și atunci eu cred că la Alef și Sârbu a devenit dinozaur, adică nici el nu s-a adaptat. A ținut-o langa a lui, și cât a ținut-o bine în perioada de gloria ProTV-ului a fost bine, dar după care n-a mai fost bine. Pentru că și el s-a încăpățânat să creadă că e foarte deștept. Și tu, când ai senzația că ești foarte deștept, aproape cel mai deștept, mori. Ok. Da, băi, așa au căzut și imperii până la urmă. Totdeauna. Chiar caz de față și acum, de vreun an jumătate încoace. Tot așa. Crezut unul că. <laughs> da. A început să-și creadă propaganda. Uh, ideea e că, uite, totuși, ce mi se pare important, dacă e un eveniment, cum am uh, chiar vorbeam, am amintit acum, să zicem, când a fost declanșarea războiului din Ucraina, uh, ziua aia de 24 februarie 2022, în ziua aia de unde ți-ai luat informația? Băi, în primul rând, eu fiind totuși o bună perioadă din viața mea și jurnalist de investigație și destul de adânc implicat în zona asta a schimbului informațional corect din surse media multiple, nu doar trei surse, ci multiple surse. Pentru mine, evenimentele majore care s-au întâmplat erau prevăzute deja, pentru că e simplu când înțelegi un mecanism să ai și perspectiva desfășurării lui. Adică eu chiar am făcut niște emisiuni, mă rog, într-o arie destul de restrânsă ca și audiență în care vorbeam cu o luni înainte că va fi un război în Ucraina și nu că eram eu un mare clarvăzător, ci pur și simplu punând datele și făcând o sinteză a tuturor informațiilor din surse multiple din media internațională, că media națională din păcate nu mai e ce a fost, care convergeau către ideea asta, adică spun... Iartă-mă că te întrerup, care erau, de exemplu, cele mai puternice semnale? Păi, Pentru că 8 luni înainte vorbim de vara lui 2021, păi uite da? uite în momentul în care s-a anexat Crimea, da? Bă, 2016. 2014. Vorbim, 2014, pardon. În 2014, în momentul în care tu știi că Cehov bătrânul a zis, bă, o pușcă care apare în actul întâi, trebuie să tragă în actul 3, pentru că altfel nu are sens să apară în actul 1. Și atunci când o țară încarcă tratatele internaționale la care este parte semnatar și intră pur și simplu pe teritoriu altei țări recunoscută internațional și sub varii motivații, spune bă bucata să dă pământia mea. Dacă tu înțelegi că Același lucru s-a întâmplat și în 39 pe tot un spațiu vital pe care și Hitler a zis, nu domne, aici e sudez, e spațiu să e germanic, nu se poate, e al nostru, istoric. Cu tare. Dacă faci toate conexiunile, neapărat culturale, informaționale de-a lungul trecerii tale și pentru o facultate, pentru o școală, printr-un orizont de preocupări, n-ai cum să nu înțelegi că istoria e cam aceeași, că adică istoria nu rezervă mari surprize. A, ceea ce ne încurcă pe noi este că se schimbă personajele de la o generație la alta dar cadrul, contextul larg al istoriei omului e același noi toți suntem niște adam și even diferite, e că nu e nicio mare complicăciune să înțelegi treaba asta și atunci în momentul în care se întâmplă chestia asta și reacția internațională este una ipocrită în care marile țări spun domne, foarte urât Tavarești și Putin că a invadat cu tare, dar noi avem niște interese economice cu dumneata de zeci de miliarde de euro pe lună te certăm așa, îți dăm un embargo, facem ceva așa, dar nu rupem relațiile. Dacă studiezi istoria țarismului, cel puțin, de la Petru cel Mare, Caterina cea Mare, dacă o iei dinainte de la Ivan cel Groaznic până la uh, Revoluția Bolșevică, tu înțelegi, cam înțelegi cumva mecanismul de gândire pravoslavnic așa, că e rusul, dacă i-ai dat o mână, după aia te-a te până te-a mâncat, mai ales dacă ești și permiți, da? Asta este istoria lor și ea nu se va schimba niciodată. Și atunci nu e așa o mare inginerie filozofică și socială să înțelegi că dacă <gântări> un imperiu, de data asta a fost imperiu țarist, a pus piciorul pe un teritoriu și nimeni nu a reacționat vehement la treaba asta, va veni și cu al doilea picior, că nimeni nu începe un drum făcând doar un pas. Și atunci mă întorc la pușca lui Cehov, Altrus, dacă apare în actul 1 și apărut în 2014. Cum să nu tragă măcar în actul 3 spre final? Nu știam exact când va începe războiul, dar cu siguranță că va începe n-avea nimeni care, cât de că preocupa de fenomenul istoriei, nici o îndoială că va începe. De asta eu. E că adică tu crezi că strategia lui, lui Putin a fost una cu bătaia atât de lungă din 2014 să fi gândit el că momentul oportun ar urma să fie în 2022? Păi a fost cel mai oportun moment după pandemie. Când din perspectiva. Păi da, dar în 2014 presupune că el nu știa despre pandemie. Păi nu, dar el nici n-a forțat nota în 2014. El știa foarte clar că interesul Germaniei, de exemplu, interesul Franței și al Italiei, de exemplu, a schimburilor economice caz, resurse naturale și tranzacții este de miliarde și că în capitalism primează întotdeauna interesul financiar și economic în detrimentul celui uman, spiritual, empatic, individual, analiza lui Putin a fost foarte corectă. Adică, băi, eu forțez nota și interesul e atât de mare de a rămâne prieteni al tuturor încât nu va veni nimeni să-mi dea peste ca cealma și voi obține ceea ce îmi doresc. Și atunci, după pandemie, după ce întreaga Europa Occidentală a intrat într-o recesiune economică, după marile schimbări, dacă vrei, de evoluția relației cetățean-instituția statului din Statele Unite, de la Trump încoace, până în Europa cu Macron și așa mai departe, s-a creat falia asta de neîncredere între cetățeanul de rând și autoritate. Da? Lumea Occidentală, care a fost până la urmă câștigătoarea războiului rece, a câștigat războiul rece pentru că între stat și cetățean exista prietenie, ceea ce între statul și cetățeanul estului sovietic era o relație îngrozitoare, realmente. A, că propaganda și că noi de frică spuneam, tovarășiu, to l-am fi cu toții absolut fără niciun fel de regret pe tovarăș Ceaușescu, cum și probabil toți l-am fi pe Stalin, dar n-avea nimeni curajul să spună. E, Putin a, a lucrat foarte bine și sistemul lui de propagandă, și sistemul de servicii secrete și dacă studiezi un pic și istoria serviciilor secrete sovietice până astăzi, înțelegi că băieții provin dintr-o lume a șahului. În șah trebuie să ai multe mutări în avans, în cap, în momentul în care începe partida, pentru că dacă ești doar așa de ce ți-a venit, ce ți-a venit spontan la îndemână, ai pierdut partida în 3 secunde, deși ea poate dura 5 minute. Și atunci rușii venind dintr-o zonă de analiză șahistă, și cu mare, mare tradiție în perspectiva serviciilor secrete de a previziona și de a crea niște, a manipula efectiv niște percepții publice într-un mod admirabil, și rușii chiar știu să facă treaba asta, nu cred că pe nimeni din domeniul ăsta i-a surprins evoluția lucrurilor. Și atunci momentul cel mai bun pentru Putin a fost când a considerat el că lumea este slabă și nu poate reacționa. Ceea ce n-a înțeles el este că nivelul tehnologiei și a inteligenței artificiale este cu 50 de ani înainte în Occident față de restul lumii. Iar băieții, ceea ce n-au... Și aici a fost iarăși un eset al capitalismului occidental față de tipul ăsta de model socioeconomic și politic al Estului este că băieții au secretizat foarte bine avansul tehnologic până la un moment dat. Iar ceea ce Putin nu a putut înțelege pentru că el provine totuși dintr-un mediu retrograd din punct de vedere istoric. Acum tu să ai ambiții imperiale de Petru cel Mare în 2023, este clar că tu, ca format mental, ești învechit. E că adică n-ai înțeles nimic din uh, super rapiditatea cu care socialul și economicul își face caturile nu, ai rămas înghețat în proiectul Petru cel Mare, băi, pentru Petru cel Mare, L au trecut niște de atunci, nu se mai poate, n-ai cu ce, tu poate că vrei, dar n-ai cu ce. Și atunci băieții din Occident, având o tehnologie foarte bine dusă la punct, dar păstrată secret până... Îți dau doar un exemplu. În 1950 armata americană da, avea cumva acces practic la GPS, adică avea niște sateliți care puteau localiza în timp real niște ținte. În 1950, bine, în 1950 aveam, mulți dintre noi nu aveam nici măcar televizor, aveam niște radio pe lămpi. Da, foloseam hartă de aia. Adică, bine, am imaginea cu taică mi în anii 2000, la început, deschizând harta la Babadag, unde <laughs> ne rătăceam <laughs> în drum spre mare. Și atunci hai să păstrăm această perspectivă că cercetarea militară și în lumea liberă făcându-se hand hunting și oamenii cumpărând oameni de știință, nu băgându-i în lagăre și forțându-i să producă inteligență pentru ei pe 3 lei și un apartament, nu știu, și o, cerbiță o, o, o mai ține la cantina de partid, că nu poți să performeze așa. Oamenii, băieții din anglosaxon plus lumea occidentală, vânând inteligență și profitând de faptul că partea cercetării naziste, de exemplu, preluată de americani, a funcționat mult mai bine decât aia preluată de sovietici și au produs mai multă tehnologie de-a lungul timpului decât în Est. Faptul că au reușit, la nivel global, să ia băieți din Taiwan, din China, din Japonia și să facă conglomerate multinaționale care se ocupă de research-ul ăsta asupra inteligenței artificiale și a hipertehnologiei. Faptul că, totuși, internetul este o construcție americană și, toată lumea asta virtuală, toată lumea asta a online-ului pe care noi acum o împărtășim virgin fiind la ea. Băi, din anii 60-70 s-au pus bazele acestei lumi. Unde s-au pus? Că dacă s-ar fi pus la Moscova, astăzi vorbeam cu toții rusește. Faptul că vorbim englezește cu toții e clar că s-au pus în altă parte. Și atunci, din această perspectivă, tehnologia occidentală a făcut posibil reculul foarte rapid de după februarie și a invadării Ucrainei, care a mers în același iași ca în 2014, numai că s-a izbit de data aceasta de ceva ceea ce rușii n-au fost capabili să, în ciuda inteligenței lor de a previziona lucrurile, nu cred că au înțeles foarte bine ecartul ăsta tehnologic între lumi. Faptul că chinezul are aceeași dimensiune tehnologică cu americanul îi face pe cei doi să împartă lumea astăzi. Ce loc mai are Putin la masă dacă el își trimite uh, soldații cu, cu baioneta în uh, Ucraina, unde băieții au folosesc niște drone cu rachete cu dispersie care te îl controlează fac, din telefon, da. Îl controlează, te fac pulbere și tu în continuare mergi cu tancuri din uh, T40 <laughs> din al doilea război, nu se poate, adică e penibil. Da, reîntorcându-ne la bă, întrebarea inițială, eu mă refeream bă, mai mult adică eram curios într-un moment de ăsta de impact în care într-adevăr ajunge o bă, informație bă, extrem de importantă, bă, devine știre, bă, de unde unde deschizi televizorul prima dată sau dacă nu deschizi televizorul, unde bă, te uiți pe internet ca și sursă credibilă. Uite, e urât ce spun pentru că și eu am făcut parte mulți ani din lumea asta a știrilor și a informațiilor și a, mai degrabă a manipulării și dezinformării decât a informării corecte din perspectiva mea de jurnalist. Cunoscând destul de bine și cum primim noi lucrurile servite așa și cum nu facem altceva decât să desfacem plicul și să le slobozim în spațiul public fără niciun pic de analiză individuală, colectivă dacă vrei, dar cu, cu raționamentul nostru și cu discernământul nostru pentru că nu mai e timp. Și atunci tu când ai, te confrunți cu o știre de nivel internațional, televiziunile neavând, că nu au, de ce să mințim, niște contracte foarte clare cu niște agențiri, agen, a, agenții de știri, care te costă mult astăzi, că lumea e liberă și informația costă foarte mult. Și atunci noi ne-am având reporte specializați în treaba asta, nici o televiziune nu are, nici măcar Antena 3 nu are reporte specializați în problematica rusă, problematica chineză, problematica, bă, nu știu, veste europeană și așa mai departe, nu. Sunt niște băieți care stau acolo în redacțiile lor și care, fie pe fluxuri, fie din altă parte, primesc niște calupuri de știri care oamenii le despachetează, le traduc și le eliberează în spațiu public, după care aduc. Le temes niște... de unde că locurile păi respective? le primesc de la cei care le produc. Ok. Că n-a fost niciun român martor direct cum este cnn sau cum este News fox sau ăștia americanii, nu? Care se duc și sunt acolo și produc... Care au oameni în teren. Care oameni în teren. Bine, ulterior am mai avut și noi. A avut chiar observatorul, a avut un om care știu că mă, era acolo în cea de a e doua un, sau de a treia zi de la începerea războiului. au niște echipe întregi care sunt de la filmat, montat, împachetat, Adică e un timp care îți dă un pachet, îți livrează okay. un, un pachet închis și atunci tu dai banii pe pachetul închis, e mult mai ieftin decât să ai tu oamenii tăi și corespondenții tăi, îl deschizi și le emiți în spațiu public. E ca și cum noi am, am fi un alt emițător. Ok, da. Dar nu pleacă de la noi nimica. Zona asta pe care noi o aducem în plus de analiști care sunt cam aceia și ei nu fac altceva decât variațiuni pe aceeași temă, să ia un subiect și fiecare să-l discute în funcție de rolurile repartizate în platou acolo. Eu sunt de acord, eu nu sunt de acord, dar nu e nimic nou, nu e o informație. Și atunci, fără să vreau să fiu arogant sau să supăr pe cineva, dar de multă vreme când vreau totuși să am acces la o sursă de informație, nu mă uit la astea românești prima dată. Adică eu încerc să mă duc la sursă, să văd cine a avut interesul să împacheteze lucrurile de la fața locului, să înțeleg care este și cheia de descifrare. Că informația nu e informația, hai să fim serioși, nu mai suntem niciunul dintre noi copii. Mm -hmm. Televiziunea, presa, media nu se ocupă cu informări. Se ocupă cu niște opinii împachetate sub forma de informări. Și atunci e o mâncare pe care o mănâncă alții și o regurgităm noi deja, deja e, e digerată de cineva. Noi nu avem acces la informația directă. Nu e ca și cum niciunul dintre noi nu a fost contemporan cu aselenizarea nimeni n-a fost și asta, că a fost și a filmat cineva acolo, e prostie, măcar tu înțelegi că nu se poate filma într-un spațiu unde nu-i să lumină altfel de că, adică nu mai intrăm în amănunte. Dar noi credem nu că om a fost pe lună, a fluturat și steagul Statelor Unite acolo unde nu e atmosferă și așa mai departe, că adică e interesant. Dar noi credem asta, ne-a livrat cineva o informație. Noi putem să credem sau să nu credem, dar n-am fost acolo. Și atunci cine a fost acolo îți dă și cheia de interpretare. Și atunci eu, așa, pentru că sunt de școală veche, eu văd ce spune unul și am o teză. După aia trebuie să văd neapărat ce spune celălalt, care este partea beligerantă, ca să am și o antiteză și ca să pot măcar să trag o primă sinteză. Eu am nevoie de trei surse. Așa am fost învățați cu toții în meseria asta de jurnalist. Și atunci mă duc la sursele primordiale. Și, dar nu e complicat asta, adică asta este o treabă care îți foarte mult timp și atunci sigur că e mult mai confortabil pentru omul caznic să primească de drumul la telecomandă și el dacă rezonează cu antena 3 și a, -a de acolo, altul care rezonează cu B1 și a de acolo. În cazul evenimentelor internaționale nu diferă. Ai văzut că to absolut toate televiziunile care, deși în plan intern se războiesc între ele, cumva au viziuni diferite, când vine ceva internațional, toți spun același lucru. Asta mi se pare interesant, Uh, faptul că indiferent de uh, maniera de comunicare, în momentul în care a început uh, războiul pe 24 februarie în 2022, uh, imediat au, toate televiziunile au avut parte de uh, același discurs, poate cu mici derapaje la România TV, dar nici acolo, flagrante. Adică propaganda rusă a continuat în România doar prin mediul online. În rest, a, a, a circulat propaganda america. Într-o felie normală. Cum zicea Doc, am văzut versiunea lor, știi? De da. pe Netflix, că era da. Shiny cu, așa, cu tot ce trebuie. Varianta da. rusească? Da, pentru că, uite, Champagne a fost acolo, și toată varianta asta emoțională, care sigur că ne-a penetrat pe toți, vine împachetată în cheie cinematografică de niște băieți care chiar știu să spună narațiunea asta și să aibă impact direct asupra ta, chiar dacă... Zelenski ești... fiind foarte bun pe chestia Zelenski asta. Zelenski fiind actor. Că... Mă aici nu discutăm. E un război, războiul este și al propagandei. Noi facem parte dintr-o alianță. Asta că democrația și că noi trebuie să fim imparțiali este doar o vrăjeală, că nu este așa ceva. Tu ești democrat atât timp cât îți permite alianța din care faci parte. Mai ales în caz de război, evident că pe sursele oficiale de media au circulat tipurile de propagandă oficiale, ale aliaților, ale partenerilor și așa mai departe, că e un narativ oficial. Asta că tu trebuie să ai acces în lumea liberă și la celălalt punct de vedere, nu prea există. Nu a existat nici în democrația de tip sovietic, unde to toate cheile erau aprobate la Moscova, nu există nici în democrația asta modernă de astăzi pe care o trăim noi, unde toate direcțiile sunt de la Washington, adică nu e. Sunt... E, e, aceeași baterie, numai că s-a schimbat polaritatea. Bine, și e bine până la urmă că se întâmplă asta, pentru că altfel nici n-ar fi avut cum să fie. Evident. Și decât să, să mai vină direcția de la Moscova, e mai bine să vină de la Washington. Bine, sunt absolut de acord. Dar dacă vorbim de o informare corectă, ea nu poate exista. Pentru că ea are nevoie de minim trei surse diferite de informație adică chei diferite de interpretare ca tu să poți să le adun pe toate și cu maxim de obiectivitate să poți să tragi o concluzie. Ceea ce la noi nu există. Există, cum bine ai spus, parte de propagandă rusească, evidentă, până anumite formațiuni politice, site-uri, televiziuni și așa mai departe, unde narativul e ușor depășit și grotesc, pentru că nu e șampen, nu e nici măcar Mihalcov acolo. Sunt niște tovară și îmbătrâniți, niște caghebiști care când erau tineri aveau farme culor, acum fiind tot aia, sunt și ei pe cale de dispariție și atunci narativul pute. Mm. adică e ceva grunjos așa dacă ești un băiat cât de cât mobilat la creier, nu poți să muști din propaganda rusească, de-aia nici nu se manifestă direct, se manifestă prin teoria de conspirației prin tot felul de alte chestii emoționale unde poți să ajungă la tine ca mai târziu pe aceeași uh, cum să spun, acceptare și uh, emulație să poți să primești și niște inserții care vin din propaganda militară de data asta rusească și tu să ai senzația că e așa, nu? cum a fost cu vaccinurile, cu că mm -hmm. nu mai intrăm în zona asta, că sunt, e limpede. În schimb, propaganda oficială a aliaților e împachetată cum e filmul american, care chiar dacă este o prostie și spune o abracadabrațiune, felul frumos în care este spus, felul actoricesc în care este prezentată povestea e mai emoțional, e, empatizez mai ușor cu narativul american decât cu la rusesc astăzi. Ceea ce vorba ta e mai bine pentru noi. Um. Mă re, -re la întrebarea respectivă și asta pentru faptul că de aici vreau să pornesc o altă temă de discuție, o altă, un alt subiect pe care vreau mult de tot să-l ating cu tine. Eu, de cele mai multe ori, cum a fost și cazul zilei de 24 februarie când se întâmplă ceva, principalele posturi pe care mă uit sunt uh, Digi24, Antena 3. Uh, la alte posturi de știri uh, recunosc, nici măcar nu, nu, ajung decât din curiozitate. Dacă vreau să ia să văd ce zice și -ala. Dar dacă vreau să văd ce se întâmplă, mă rog, ce se prezintă că se întâmplă, ce ajunge la omul de rând, pe alea două mă uit și aștept ora 19 să apară Andreea yes ca să văd uh, știrile ProTV. Uh, după două chestiuni pe care le-am văzut anul trecut, una mai puțin uh, evidentă a fost o chestie cu uh, amenințarea nucleară care tot era fluturată prin știri în continuu cu reactoarele de la Zaporojie și în ziua respectivă se întâmpla Carafila să facă anunțul că s-au pus în vânzare pastile cu iod. Uh, dar aia, repet, nu mi s-a părut atât de evidentă, dar după aia cu Elon Musk la bran, după toată chestiunea respectivă am început să fiu foarte sceptic cu privire chiar și la posturile astea la care mă uitam cu, cu o oarecare dosă de scepticism și atunci dar cu mai multă încredere decât scepticism, cu o, o siguranță la care mă uitam. Aia cu Elon Musk la Bran a fost o chestiune care din punctul meu de vedere a sfidat inteligența poporului român. N-a sfidat-o pentru că nivelul de audiență a știrii a fost foarte mare. Da, pentru a că... Fost a fost cinic. Bine, te uitai și dacă nu-ți venea a crede că ăla e acolo. Da, da dar a fost cinic pentru că băieții care au livrat-o Adică eu nu cred că la un anumit nivel redacțional nu și-au pus problema niște băieți inteligenți care lucrează de ceva vreme în media, băi prietene, prost e cum putem să dăm așa ceva, cinic, cred că a fost pe materialul clientului, noi suntem încă un popor nu naiv. Profund needucat în a discerni dacă o informație este corectă sau nu, și suntem din ce în ce mai puțin pregătiți pentru că tu nu poți să discerni corect lucrurile dacă n-ai un background cultural. N-ai cum. Adică, faptul că tu validezi cu mai mult sau mai puțin încredere un formator de opinie nu este suficient. Tu trebuie să ai un simț critic, iar simțul critic vine din cultură. Adică e mai mult decât din educație, e din cultură. Să poți să faci analogii, să poți să înțelegi că anumite lucruri se întâmplă într-un fel sau altul, trebuie să fi fost înainte pregătit din punct de vedere cultural. Adică să citești în domeniul respectiv. De asta, meseria de formator de opinie, în mod normal, trebuie să fie foarte bine plătită, ceea ce în România nici măcar nu e. Pentru că formator de opinie, dacă este un om onest, este un om care a traversat 10-20 de ani de experiență și de viață, dar și culturală. A citit politică, geopolitică, istorie, geografie, ca să poată să-ți prezinte o analiză corectă. Pentru că dacă nu înțelegi nivelul frontierelor, geografic vorbind, dacă nu înțelegi particularitățile istorice ale subiectului, dacă nu înțelegi o anumită continuitate în timp a unor idei în istorie, nu poți să faci nicio analiză prezent al lucrurilor. Prezentul nu se naște de la sine. E, ca la oameni. E o consecință a ceea ce a fost cândva. Și atunci, dacă tu înțelegi raportul între trecut și prezent, poți să ai și ceea ce se numește previzionare. Pentru că e aceeași axă, nu? Trecut, prezent, viitor. E o linie uh -huh. imaginară, dar tot ceea ce e în viitor s-a născut în trecut. Și atunci pentru cititor, pentru lectorul, spectator obișnuit, pentru omul caznic, e aproape imposibil. Să disceană corect noi anul de informații atâta timp cât el nu are cultură. De asta cu cinism. Unde a greșit capitalismul consumerist de maniera asta românească? Pentru că băieții care au avut puterea de decizie au considerat că e mai simplu să fim proști și consumatori decât să fim inteligenți cu simț critic, pentru că în momentul în care ai minimă inteligență și simț critic, nu mai ești un consumator atât de bun. Ești mult mai selectiv. Mm -hmm. Și atunci pierzi la bani. <coughs> Înainte, noi am prins perioada în care nu era bine să fii inteligent și cu simț critic, pentru că nu cumpăra idei. Și erai mai selectiv la propagandă. Iar în capitalism, nu e bine pentru că ești mai selectiv uh, la consumul de branduri și de mărfuri. Și atunci, din păcate, cei care ne-au condus și ne conduc au preferat să fim mulți, dar proști, cum spunea Lăpușneanu, mai de mult, mult mai de mult. Uh -huh. E mult mai confortabil să lucrezi cu proști, cu minți. Iar tehnologia să zis permite ție -ți ca și conducător de națiune, fie ea democratică, fie mai autoritaristă, să ții mulțimea blândă. Pentru că îi dai foarte multe preocupări. Altele decât să-ți iasă în stradă și să-ți ia gâtul ca la Revoluția franceză. Astea sunt tehnologiile deschise. Mai sunt și ale închise care te fac pur și simplu să nu poți să reacționezi. Și asta se făceau din anii 60-70, nu e o noutate. Dar cui crezi că a folosit toată chestia aia cu uh, Elon Musk la Brand? Pentru că ea din capul locului Nimăn... era o guangă. Nimănui uh, al minte celor care trăiesc din, uh, din click-ul rating și așa mai departe. Adică a fost un boom de audiență. Pe da, dar ea a pornit de undeva. Nici nu contează, putem să o inventăm noi. Uite, noi doi aici, dacă ne apucăm să petrecem o noapte și să nu conducem niciunul ca să bem cel puțin trei sticle de vin, putem să generăm un subiect, cum a făcut și Orson Welles în 1939 cu invazia extraterestrilor. A nevoie doar de un microfon la radio, ca nu știu, sute de milioane de cetățeni americani să creadă că în momentul acela, fix în momentul acela, avem un contact de gradul 3. Păi da, dar cu ce in... noi doi, dacă ne-am apucat, pornind de la premiza asta, ne... suntem noi doi aici, vrem să creăm o știre falsă. Da. Putem să o creăm... Cu ce interes am creat cu interesul de. A... Decât ce să demonstrăm? Nu. Facem dar, un exercițiu? Nu, dar în momentul în care o emitem pe canalul tău de YouTube, dacă o facem bine, vei avea 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane de vizualizări. Fă-ți tu algoritmul cum te plătește YouTube-ul la 7 milioane de vizualizări și o să vezi că putem câștiga niște bani frumoși. Categoric. Da. Și. Ok. Orsonel a avut interesul de a demonstra ca experiment social că dacă știi să împachetezi bine o gogoriță, ea poate deveni un adevăr. Mm -hmm. Mai târziu, Goebbels nu a făcut un minister mm -hmm. al propagandei care cu asta s-a ocupat. Și astăzi noi trăim într-un univers și kafkian deopotrivă, dar și așa de, de stupiditate ridicată la rang de... Trai de zi cu zi. Noi trăim la un nivel foarte stupid astăzi. Da, de exemplu, nu crezi că. Adică, Orwell, când a scris 1984, ce crezi că a, a previzionat ceva? Nu. El a luat natura umană, cu limitele ei și cu slăbiciunile ei, și a creat un cadru ca la Caragiale, care este universal valabil. Mm -hmm. Noi fugim de adevăr pentru că nu ne putem confrunta noi niciodată cu adevărul. Pentru că adevărul nu coafează pe nimeni. Adevărul este că fiecare dintre noi suntem niște păcătoși, într-un fel sau altul. Și nimeni nu poate să accepte treaba asta despre sine. Și atunci intervine șarmantul, manipulatorul, diavolul, care te minte frumos și care spune despre tine păcătosul că ești un zeu. Pe, tu pe cine l-ai urma? Așa, la prima, la prima lectură. Pe la care spune adevărul cum era bufonul regelui de spunea tati, ești un sac de oase care te caci și pute la fel ca unui om de rând, cine ești tu să hotărăști tu? Și dacă regele nu era profund dement, se gândea la ce îi spunea bufonul, dar de-aia era numit bufon, că doar el își permitea să-i spună adevărul ăsta. Mulți erau și decapitați. și <gântu> <gântu -i> <gântu -i> așa e și cu regele care nu poartă coroană, care e fiecare om în capul lui e mult mai important decât este cu adevărat. Categoric. Uh, însă pe lângă uh, mecanismul ăsta, și uh, e foarte plauzibil, uh, tind să cred că au existat și uh, redacții de unde a pornit, și nu doar știrea cu Elon Musk, multe alte știri uh, care s-au dovedit a fi fake news-uri, Uh, sunt uh, am uh, tendința să cred că uh, s-au rostogolit din multe redacții știrile astea și din cauza jurnaliștilor nepregătiți care au, uh, n-au verificat, nu că din trei surse, n-au verificat deloc informația, pentru că ținta lor, targetul lor la job, e să producă clicuri. Și mai e ceva, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar cred asta, nimeni nu mai este interesat ca oamenii să aibă simț și discernământ, ceea ce înseamnă că nimeni nu mai este interesat să aibă jurnaliști bine pregătiți și profesioniști în redacțiile care formatează opinia publică. Cât timp presa a fost interesată să fie cu adevărat acea a patra putere într-o democrație care să-l informeze pe cetățean și să-l pună în contact cu realitatea celorlalte trei puteri, ca cetățean, fiind beneficiarul final al democrației, să decidă în cunoștință de cauză pe cine votează, de ce votează, de ce e de acord cu asta, de ce nu e de acord cu asta, dacă acceptă ceva sau nu acceptă ceva. Cât timp a existat acest interes, a existat o presă foarte bună și o societate civilă bine informată. Uite-te, vorbeam de anii 2000, uite-te global, în toată lumea, începând cu anii 2000, calitatea prestatorului de informații în mod controlat, foarte controlat, a scăzut progresiv. Peste tot în lume, cei care produc informație între ghilimele în opinia publică sunt niște cretini. Adică nu mai sunt oamenii aia deștepți, inteligenți, care au niște facultăți, care au studiat, care sunt, nu vezi că, de la, nu știu, Daily News până la CanCan Can și de la ce vrei tu, nu-mi nu, nu vin în minte alte titluri de presă internațională până la ce site-uri obscure avem noi pe aici în România. Calitatea e de Barbie, adică este pentru Ken și pentru Barbie. Noi ca și consumatori de informații, suntem priviți de cei care produc informația ca niște păpuși, ca niște dobitoci. Și atunci ni se livrează o informație ca unor dobitoci. Pentru că dobitocul are un specific: consumă fără să gândească. Da, consumă. Și aici cred că are legătură cu. cred că există o legătură puternică cu ceea ce menționai mai devreme, și anume faptul că și televiziunile și uh, site-urile de știri, care majoritatea sunt afiliate unor televiziuni și așa mai departe, uh, au ajuns să investească mult mai puțin în resursa umană. Adică, nu știu dacă au scăzut cifrele, că eu știu niște sume astronomice care se vehiculau uh, în urmă cu 15-20 de ani în jurul televiziunii, cum că bănica uh, prezenta dans pentru tine pe 25.000 de euro pe gală. Mi-e greu să cred că se întâmpla treaba asta. Absolut. Uh, dar nu nu sunt nu mai pot concura în momentul de față pentru că eu stau și mă întreb dacă eu aș vrea să fiu jurnalist, dar să mă gândesc vreau să scriu articole. Uh, am șansa să mă duc să mă angajez la o redacție și să fiu plătit cu 3500 de lei pe lună. Nu, n-ai șansa asta pentru că tu ca jurnalist uh, foarte bine intenționat care depune un efort pe banii lui de a ajunge la informație de la sursă directă, adică nu să preiei o știre dintr-un site și să zici că e informația ta. Pur și simplu, cum se făcea pe vremuri, bă, să după unul ca să-ți dea informația aia, o confruntai cu alte informații, adică tu ca să produci o știre reală, îți trebuie foarte mult timp și foarte multe resurse. Ceea ce tu nu ai, că tu ești doar un jurnalist, tu nu ești un patron de media. Sau poate, dacă ești un milionar excentric, care are așa o misiune în viață, să schimbi toată averea pentru a informa publicul corect, ceea ce este utopii. Șansa ta ca ai jugla... Batman. Bă, da, dar ce resurse avea Batman? Avea. Adică, ceva. el era un miliardar, <laughs> pentru că dacă era un om obișnuit, nu era Batman. Da. Era, era doar un om într-un costum. El era Batman, în primul rând, datorită resurselor materiale la care avea acces. Din mm -hmm. banii lui, evident. Wayne Enterprise, nu? Da. Uh, tu, dacă ești un jurnalist de bună credință care te-ai pregătit și care bă, vrei să faci meseria asta, așa cum se făcea clasic pe vremuri, ai nevoie de un partener cu bani. Și șansa ta este să lucrezi într-o redacție care valorizează ceea ce ești tu și mai ales ceea ce vrei tu. Numai că, din păcate, tu astăzi, dacă ești jurnalistul acela onest, nu o să-ți găsești partenerul, pentru că nimeni nu este interesat de, cea, de calitatea ta și mai ales de dorința ta de a face din niște oameni mai neinformați, adică mai proști, niște oameni mai deștepți care să își folosească discernământul în cunoștință de cauză. Adică tu devii un pericol. Pentru că Comuniștii chinezi spuneau un lucru pe care, din păcate, l-aplica să toată lumea. Ciudat. Chiar și lumea occidentală. Ca lucrurile să funcționeze bine și în liniște, ar trebui să existe puțin cei care gândesc și mulți cei care execută. Mm -hmm. Dacă ne gândim un pic așa în jurul nostru, o să vedem că, din păcate, principiul acesta, care este maoist, este aplicat peste tot. E global. Nu s-a globalizat doar capitalismul, să știi. S-a globalizat și comunismul. Da, China, cea mai bună dovadă. Și nu doar China a împrumutat tehnologia americană, mi-e teamă că și America a importat tehnologie de manipulare, dacă vrei, chinezească. E, adică e un switch interesant. Cum era înainte USA versus USSR, că nu mai știai, bă, cine e mai penetrat? E penetrată SUA de KGB sau URSS-ul de ei, Nu știai. Nici acum nu știm. Bă, cine e cum pasă în față? da, Chinezul față de american sau americanul față de chinez? E indecisă chestiunea din moment ce sunt cam barabara lucrurile. Și atunci, din păcate, există butada asta celebră că nimic nu se pierde, totul se transformă. Noi suntem într-o etapă în care toate fantomele trecutului nu au fost îngropate și definitiv uitate. Bântuie peste tot. Și nazismul bântuie astăzi liber, și fascismul bântuie astăzi liber, și maoismul, și comunismul, și totalitarismele de tip militar, și lăcomiile astea ale primilor capitaliști de după războiul de independență din Statele Unite, adică tot ceea ce e rău și tot ceea ce a produs omul rău în istoria lui n-a murit. S-a preschimbat cumva și prin globalizare toate fantomele astea au fost retrezite la viață și ele bântuie prin toate cotloanele puterii adică nu e nimic sigur nu e nimic safe, de asta cândva cu niște mii de ani în urmă băiatul ăla care mergea pe măgăruș și era antisistem total a spus că regatul lui nu este din lumea aceasta și nu va fi niciodată, adevărul nu are, nu încape în lumea asta pentru că în prezența adevărului toate instituțiile astea despre care vorbim noi acum de putere dispar, pentru că ele sunt niște abuzive toate. Adică ce mă face pe mine să fiu puternic? Faptul că am hotărât eu că sunt mai puternic decât tine? Și că mai am doi băieți în spate care te fac să crezi că sunt mai puternic decât tine, dacă nu crezi din prima? Sau faptul că îmi trag un gar și spun, bă, tu nu mai treci pe aici, că asta e proprietatea mea, asta mă face mai bogat? Sau faptul că eu am niște bagnote pe care scrie ceva și tu nu le ai, dar tu ești mai deștept ca mine, eu sunt un dobitoc cu bagnote, tu ești un geniu fără pantaloni. Între noi doi cine e mai valoros astăzi? Că eu cu bani pot să cumpăr șapte critici care să spună că sunt mai deștept decât tine. Vin la gâdea da. sau la predicia în emisiune și te băi și spun cine tot la care nu are pantaloni? Aia de domne, vise, oreste, domne, extraordinar de inteligent. <laughs> și, și, și lumea crede. De ce? Pentru că am avut bani să o plătesc? De asta crede? Și atunci aveți că nu prea vrea nimeni adevărul. Pentru că, în adevăr, suntem cu toții absolut egali. Și suntem valoroși dacă suntem. Dacă nu suntem, nu suntem. E, noi trăim în lumea în care la care nu e valoros poate cumpăra, își poate cumpăra valoarea. Vezi diploma la BAC, vezi diploma de licență, vezi doctoratele, vezi articolele, vezi elogile, vezi campaniile de presă, vezi toată manipularea. E în slujba unui dobitoc, dar care are bani. Da. Din păcate, <gânt> e o perspectivă foarte realistă asta. Pe de altă parte, cred că mai există și o perspectivă optimistă, și anume a faptului că noi putem să purtăm discuția asta, să o filmăm, să o înregistrăm, să Simplu. o difuzăm pe YouTube și să se uite la ea mult mai multă lume decât se uite la prelipceanu seara. Nu, și asta e farmecul uh, libertății democratice. Adică democrația este un sistem imperfect, corupt, ticălos pe alocuri, dar care a rezistat și va rezista în istorie atât timp cât noi doi putem să spunem ce vrem și nu vine nimeni să ne bage în dubă. Și suntem validați dacă se uită sau nu se uită cineva la noi. Asta e o validare socială, oricum nu are foarte mare importanță treaba asta dar faptul că noi doi astăzi putem să vorbim o tâmpenie, putem, putem să spunem orice prostie acum la microfon noi doi și dacă lumea e interesată de ce spunem, noi poate rămâne și să creăm așa o complicitate între noi și cei care ne privesc pe nimic. Dar faptul că nu vine cineva să ne dea un desfășurător înainte să ne spună tovarășul Țibulcă bulcă, tovarășul oreste, asta trebuie să spune să bifați punctele astea în podcastul pe care o să-l faceți, că așa este bine tovară și să construim socialismul. E... Și nu există o comisie de cenzură care după ce facem noi podcastul ăsta să privească înainte să vadă, bă, ce și o au băgat ăștia, unde, unde le umblă mintea tovară și lor e mult mai bine decât astăzi, e mult mai bine decât ieri. Iar cei care cumva mai au așa niște false nostalgii de cât de frumos și cât de bine se trăia în comunism, ei născându-se după ce a murit comunismul, înainte să tragă concluzia asta, eu îi sfătuiesc să studieze, că avem, slavă Domnului, astăzi acces la ceea ce a fost comunism, la ceea ce este de fapt orice fel de sistem totalitar în care ăla puțin care gândește îți indică ție tovarășe care doar muncești și nu gândești ce trebuie să faci. Eu am prins lumea asta și nu aș vrea vreodată să mai trăiesc măcar o secundă în ea. De asta nu crezi că în continuare mai avem o grămadă de metehnii din perioada respectivă? Ba da, le avem și noi. Le ai și tu. Chiar dacă nu te-ai născut atunci, pentru mm -hmm. că ne trebuie o primenire. Adică se a strâns gunoiul ăsta ideologic al comunismului, care a început cu Volga Neagră, care te lua de pe stradă dacă doar pentru simplu fapt că îi spuneau niște tovarăși că ești tu, 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 un sabotor al construcției socialismului, domne. Gândești greșit. La gherla. Și nu dispare începând de la Volga Neagră din anii 50 până la obsesia că securitatea care te urmărește, te face, te insinuează, pe care o trăim și astăzi, bine, perpetuată în mod că se poate decontrola tot de niște securiști, e ca la ruși, care până să înceapă războiul din Ucraina, băi, aveai senzația că sunt cea mai performantă armantă din lume, adică, băi, rușii care au focoase nucleare, care, băi, am văzut, sunt undeva la T40 din, din al doilea război mondial noi astăzi generația mea eu zic are 50% metecnele astea în sânge generația ta vreo 25% și abia copilul tău sau copiii tăi când se vor naște vor avea un 10% și de abia nepoții tăi s-ar putea să mai aibă 2-3% din metehna asta și abia după a patra generație de acum înainte, dacă nu se mai schimbă ceva ciudat în istoria noastră, stră nepotul tău când se va naște nu va avea deloc meteacna asta. De zero curat. Mi asta mi se pare perspectiva care poate sună optimist, dar eu chiar cred că e una de natură realistă. Și anume, stau și mă și analizez situația comparând cu trecutul, nu întorcându-mă acolo. Pur și simplu comparând cu acum 10 ani, cu acum 15 ani, cu acum 20 de ani, Că acolo mi se opresc mie amintirile, că vreau să fiu cât se poate de... Uh, vreau să am informația din sursa sigură uh, când fac comparația asta. Mi se pare că acum e mult mai bine decât era acum 10 In, ani. Infinit. Infinit. Infinit mai bine. Eu cred, în ciuda tuturor lucrurilor care ne mulțumesc, și sunt multe lucruri care ar trebui să ne nemulțumească asta, dar în ciuda acestor uh, mici alintări ale lumii libere în care suntem noi nemulțumiți, noi astăzi, astăzi, în clipa în care vorbim, cred că trăim cea mai fericită etapă colectivă a poporului român din ultimii 300 de ani. Hai că n-a fost niciodată în ultimii 300 de ani un moment în care neimplicarea puterii în viața fiecăruia dintre noi să fie atât de evidentă și ne mai bătându-ne nimeni la cap și ne mai forțându-ne nimeni să gândim altfel decât vrem să gândim noi și faptul că noi și voi mai tineri decât mine sunteți liberi să gândiți, să produceți și să vă exprimați și să șeruiți și să împărtășiți din propria voastră libertate și altora și aveți și mijloacele și avem și mijloacele că sunt online, că sunt în televiziune clasică, că sunt, nu știu, într-un blog oarecare. Sunt lucruri nemai întâlnite în istoria noastră. Și eu cred că o societate deschisă, eu nu sunt deloc un critic al globalizării în general. Mie mi se pare că o lume globală, o lume liberă, o lume a porților deschise, o societate permisivă și deschisă la întreaga diversitate de care este capabil omul, este infinit mai bună decât ghetoul. Decât noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni. Tu ce ești? Maghiar. Mori tu ce ești? Eu, nu știu, catolic, mori, tu ce ești? Evreu, la gen. Nu. Nu este stăpâni aici. Bă, nu e nimeni stăpân nicăieri. Nu suntem niște muritori, tot. Și atunci, noi de ce să nu ne bucurăm de faptul că, uite, am ajuns la un nivel, cel puțin declarativ istoric, la care suntem cetățenii pământului, nu mai suntem cetățenii țărilor noastre. Sunt de acord cu lipsa de suveranitate. Sunt de acord cu închiderea tuturor conceptelor care ar trebui să-i țină pe oameni limitați geografic. Sunt pentru o societate multiculturală, o societate deschisă, cu toate minoritățile ei. Mm, sigur, nu vreau să transformăm boala în sănătate și minciuna în adevăr. A, a, aici nu pot să fiu de acord cu treaba asta. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit omului să fie așa cum vrea el să fie, și tot Dumnezeul va judeca cine suntem noi ca din punct de vedere ideologic, militar, politic, geopolitic, să impunem un anume model. Putem să avem loc cu toții sub soare, că și avem. Soarele nu face discriminări. Și nici pământul nu zice, băi tati, mănâncă numai ortodox și de pe mine, restul să moară de fapt. <laughs> <laughs> și atunci, dacă ne vindecăm de înghetoiala asta și de șablonul ăsta comunist care a fost adânc înrădăcinat în mentalul părinților noștri și ai generații mere mai puțin, dar tot aveam 15 ani la Revoluție, adică m-a penetrat și pe mine din clasa 1 până într-a 10 -a, când a venit Revoluția între a 19 când a venit Revoluția, destul de ideologizată și în generația mea treaba asta. Acum eu am avut norocul că părinții mei nu au fost chiar spălați pe creier de comunist, dar mulți dintre părinții celor din generația mea au fost săraci experiment reușit și au perpetuat mai departe o prostie, un model închis. Succesul formațiunilor extremiste, fie de dreapta, fie de stânga, se naște doar în societățile cu mintea închisă care nu pot accepta diversitatea. Bă, natura e diversă. Omul fiind o natură foarte complexă, este și el divers. Trebuie să-i omorâm pe aia cu care nu se mână. Eu cred că atunci când România a fost deschisă, vezi perioada interbelică, în care se întâlneau multe popoare pe la Brăila, multe popoare pe la Tulcea, multe popoare pe la Iași, multe popoare pe la București și neamuri. România arăta mult mai bine decât atunci când s-a făcut epurare, epurarea etnică sau ideologică. Occidentul de-asta a supraviețuit, pentru că a permis, chiar dacă el e majoritar colonialist și s-a și a crescut prosperitatea pe niște generații de sclavi, la un moment dat a avut tăria istorică de caracter să-i transforme pe sclavi în cetățeni liberi și să le dea aceleași drepturi pe care le-au avut și majoritarii stăpânii înainte. Și noi trebuie să facem același lucru. Da, e, mi se pare cea mai una dintre cele mai clare, uh, cel puțin exprimate perspective cu privire la, la treaba asta. Pentru că orice extremism e limpede că nu e. Adică, nu știu dacă nu e sănătos la nivel de existență. E sănătos să existe, pentru că e o contra punere în balanță absolut, a lucrurilor. Absolut. Uh, dar e limpede că nu poți să o iei ca unică ideologie, că nu numai în felul ăsta se poate, sau numai în felul ăsta se poate uh, trata un lucru. Uh, pe de altă parte, e limpede că adevărul e numai unul, nu e relativ. Uh, eu nu cred în chestiunea asta, în ideea de relativizare a adevărului. E adevărul e unul singur, că nu-l putem stabili eu, sau tu, sau că nu-l nu putem stabili 15.000 de oameni nu ne punem de comun acord care e adevărul asta nu înseamnă că sunt mai multe adevăruri. Absolut. Ai perfectă dreptate. De aceea adevărul fiind unul singur el nu ne poate aparține niciunui dintre noi, ci ne poate cuprinde pe noi. Noi putem să fim în adevăr. Adevărul nu ne poate aparține niciunui dintre noi, pentru că atunci ar fi al nostru. Și fiecare cu adevărul lui asta este anarhia perfectă de asta vezi tu Iisus când spune eu sunt care adevărul și viața e bine pentru că e el nu suntem noi iar îndemnul și învățătura lui este ca noi să fiind în adevăr să ne iubim între noi indiferent cine suntem ca frații uh -huh. și asta este un adevăr noi dacă indiferent cine suntem bă ne iubim ca niște frați adică dacă luăm exemplu unei familii fericite în care un frate mai mare are grijă și de fratele mai mic în care poate că părintele e la muncă că nu l-a mai văzut de mult nimeni pe tatăl. Dar uite, îl vede pe fiul ăla mare, că are grijă și de ea mie și nu îl pervertește pe la mic. Și îl învață corect. Și dacă noi ne-am privit, că tu ești, poate aparții unei minorități sexuale, să spunem, și pe mine nu mă deranjează treaba asta, că doar nu îmi face avansuri mie. Zic așa, mm -hmm. eu de ce te-aș pe tine? De ce aș încerca să cu bocancii să intru în viața ta și să-ți demonstrez că tu greșești. Bă, bă mie nu-mi convine. Eu trăiesc într-o altă experiență, sunt un heterosexual. Dar cine îmi dă mie dreptul ca pe celălalt, bă, care așa trăiește, el așa a ales el, nu mă interesează de ce. Eu nu vreau să trag concluzia că e bolnav, că e pervers, că e satanist, că nu, nu pur și simplu așa a hotărât el. Am capacitatea să accept libertatea celuilalt de a fi ceea ce dorește el și pe facturi de pe care le strânge el, că tot el le va plăti sau neamul lui. Să fie o treabă intimă între el și Dumnezeu treaba asta și eu să n-am niciun drept să mă bag în viața lui. Mi asta mi se pare că e un adevăr. Pot să-l iubesc ca pe fratele meu, chiar dacă nu sunt de acord cu el? Dacă pot, sunt în adevăr. Dacă nu pot, înseamnă că sunt în propriul meu adevăr, deci nu sunt în adevăr, deci sunt într-o minciună, într-o iluzie a adevărului. Și atunci oameni religioși cu buzele subțiri care te blesteamă din ochi nu valorează doi bani pentru mine. Atei care se bucură sincer și deschis la diversitate și care pot stabili cu tine o prietenie fără să te judece că tu poate ești credincios și el nu e credincios, e mai în decât ăla de bate mătăni în fiecare duminică la biserică, dar el nu poate să-l iubească pe fratele său nici măcar pe fratele său, dar păi pe vrăjmașul. Că aici, ca să fim în adevăr, tot Hristos a spus, iubiți-vă vrăjmașii. Și atunci, ce înseamnă vrăjmași? Dacă tălmăcim așa cumva corect. Adică cel cu care noi nu suntem de acord. Nu? Adică dacă eu nu sunt în acord cu tine și te urăsc pentru asta, nu sunt în adevăr. Eu pot să accept că suntem în dezacord și să ne iubim. Iubire înseamnă și respect. Și îngăduință. Băi, dacă soarele te îngăduie, cerul te îngăduie și nu te-a trăznit până acum Dumnezeu, cine sunt eu mă să dau cu bardație în cap? Poți să te accept sau să nu te accept, dar trebuie să te iubesc, în sensul că să te validez că existi, ești un univers. Mă înclin în fața libertății tale, nu sunt de acord cu ce faci tu, dar te respect și atunci te iubesc dacă te respect, nu? E simplu. Eu cred că asta e de fapt farme cu vieții și am mai spus-o de multe ori, e o analogie pe care am auzit-o în facultate de actorie în cele două, două săptămâni petrecute acolo care chiar mi-a plăcut, adică dacă e de uh, să tot, să tot citesc pe Nea Mircică și pe Nea că nu mai știu exact care a spus uh, vorbele astea, am să-i citesc de fiecare dată cu mare recunoștință, pentru că pe mine -a, analogia respectivă mi-a schimbat optica asupra multor lucruri. Uh, încercau să ne înveți despre rolul conflictului în... Uh, în dramaturgie, în piesă, că e pies de teatru, că e vorba de film. Și așa, așa zic, voi v-ați putea uita vreodată la un film în care toate personajele se înțeleg bine între ele? De la început până la sfârșit. Nu se ceartă nimeni. Toată lumea e fericită și bucuroasă. Și îi vedem numai cum mănâncă împreună, sculcă, dorm, se iubesc, se trezesc, merg la muncă, totul merge bine. Nu, că nu are conflict, nu are miză. Așa, Asta mi se pare că e uh, esențial de înțeles în, în tot ceea ce ține de diversitate și tot ceea, ce, tot ceea ce ține de faptul că nu ar fi ok, nu că e ok să nu fim de acord, dar nu ar fi deloc ok să fim de acord cu toți păi între noi, noi. Noi nu putem să fim în acest acord de care spui tu, pentru că nu suntem unici în felul nostru. Niciun om nu seamănă cu un alt om. Și atunci există în sine un conflict minunat, e conflictul creativ, pentru că tu ești într-un fel, eu sunt într-un fel. In, indiferent de oricât de uh, ipocriți am fi fiecare dintre noi, există un conflict, evident, pentru că tu ai lumea ta și adevărul tău și perspectiva ta și percepția ta și filtrele tale și eu le am pe ale mele. Noi putem converge și putem să fim în acord. Doar într-o zonă foarte restrânsă, acolo unde ne asemănăm. În rest, nu. Și atunci asta e farme, că asta este conflictul natural. E un conflict natural care este minunat că face parte din diversitate. Nu trebuie să mimăm că suntem toți la fel. De aceea, poate, cea mai oribilă chestiune pe care a produs-o omul este uniformizarea. Stanțarea aia, matricea egală, aia este ceva îngrozitor. Pentru că este cel mai nenatural lucru. Oriunde te-ai duce în natură, o să observi că fiecare plantă în sine nu seamănă cu cealaltă. Nici o insectă nu seamănă cu cealaltă, niciun animal nu seamănă cu cealaltă, niciun copac nu seamănă, nimic. Nu, totul este, dintr-o anumită perspectivă tâmpită, nemțească, este haotică. Noi am fost cumva educați să fugim de chestia asta haotică, neordonată, neorganizată, știi. Ni se mai induce încă și din copilărie: Băi, haotic. E, e, nu ești ordonat. Bine, prietene, dar nu vreau să fiu ordonat. Ce înseamnă ordonat? Cine stabilește ordinea? Referențialul absolut este natura. Că e mai deșteaptă decât orice om. Și atunci, dacă natura este dezordonată și tocmai această dezordine îi creează ordinea și libertatea de a fi, cine hotărăște ce e ordinea? Hitler? Pol Pot, Ceaușescu, Stalin, Nero, Caligula? Cine hotărăște care este ordinea? Kim Jong-il? Putin, hot, cine hotărăște? Ce înseamnă ordine? Ordine înseamnă naturalețe, firesc, asta înseamnă ordine. Haos, din o anumită perspectivă, este ieșirea din ordine. Și ordinea este neuniformizată. Fiecare are loc. Bă, fiecare are locul lui. Putem să fim nu o miliarde, putem să fim o sută de miliarde. Dacă Dumnezeu îngăduie ca pe planeta asta să fie o sută de miliarde de oameni, ei nu trebuie să semene unii cu alții. Na, vezi, noi nu ne naștem în masă, noi ne naștem individual, din niște părinți care și ei s-au născut individual. Aha, că ne putem introduce în arhetipuri de comportament, că putem să reducem întreaga umanitate la același bărbați și la aceeași femeie, sigur că da, putem să facem niște jocuri din astea de matematică socială foarte interesante, dar asta nu înseamnă că fiecare dintre noi, de când ne naștem până când murim, avem dreptul să fim unici. Și dacă suntem cu adevărat niște oameni mișto, ne respectăm această unicitate. Nu încercăm să schimbăm pe celălalt după chipul și asemănarea noastră. Nici socială, nici familială. Nici într-un cuplu n-ar trebui să facem eroarea asta, de a tot încerca să-l modelăm pe celălalt după chipul și asemănarea noastră, pentru că nu duce departe treaba asta. Eu stau și-mi imaginez cum o astfel de informație pe, cum cea pe care ai prezentat-o tu în toate pasajele astea, poate ajunge și poate sparge bariere încât să atingă oamenii uh, cu apucăturile uh, extreme. Nu cu păreri extreme, ci cu apucături, care chiar au apucăturile respective. Adică e limpede că nu poți să explici unui om care vrea să-ți dea în cap. Nu poți. N-ai timp să n-ai timpul fizic să explice așa ceva. Că el nu va avea răbdarea să asculte. Dincolo de faptul că nu va avea <coughs> competența necesară să discearnă vorbele respective. Pentru că mă uit și -s -s, anumite chestiuni pe care tu le vorbești, mă uit cu fascinație și mi-e greu mie să le urmăresc în așa fel încât să am reprezentări în mintea mea a ceea ce spui tu încât să poți să Uh, nu să însușesc neapărat, că multe dintre valorile respective le-am însușite deja. Dar să le definesc clar în, în spațiul uh, hard discului meu. Și aici cred că e o chestiune de uh, șansă și de educație în sine. Și mai e ceva. E, e cam pilda să mânătorului, știi, nu, asta nu e treaba noastră. Nu e, nu e nici treaba ta și nici treaba mea. Unde vor ajunge acele semințe bune care nu ne aparțin nouă, ci prin noi așa au intrat în spațiul ăsta virtual, unde vor ajunge ele? Că nu știm. Noi ne-am făcut treaba unul în fața celuilalt. Spunând niște chestiuni. Unele interesante, altele mai puțin interesante. Dacă ceva din ceea ce am spus noi va fi de folosință și va fi mai înspre binele celor care ne-au ascultat sau ne-au privit, asta nu mai e nici treaba mea, nici treaba ta. Categoric, da. Semințele alea se vor duce. Unele vor prinde rădăcini, altele nu vor prinde rădăcini. Noi trebuie să avem doar nădejde, că totul vine dintr-un univers al credințelor, că dacă Dumnezeu ne-a îngăduit ca noi doi, față în față aici, într-un podcast, 1% din ce am vorbit să conteze cu adevărat și să schimbem bine perspectiva unor oameni, Înseamnă că asta e deja afacerea lui Dumnezeu cu celălalt. Noi ne-am făcut treaba aici, adică ne-am lăsat în flow, n-am premeditat niciunul dintre noi întâlnirea și discuția. N-am știut despre ce o să vorbim, nici tu n-ai știut ce am să-ți răspund eu, nici eu nu știam ce să mă întreb tu, și a curs o discuție. Prin noi, cumva, că suntem la vârsta la care putem să și știm cam ce e 100% de la mine și ceea ce vine așa cumva ca o alt fel de inteligență care nu e nici a mea și nici a ta. Și a, abia acea inteligență care nu e nici a mea și nici a ta va schimba ceva. Pentru că inteligențele noastre fiind tot în carne, tot în oase, unii cu experiență de viață, că sunt mai bătrân, alții cu altfel de experiență pentru că sunt, ești mai tânăr, noi doi nu o să putem schimba pe nimeni niciodată. Și nici nu trebuie asta. Dar faptul că între noi e o altă perspectivă nevăzută, aia va schimba ceva. Și atunci eu sunt convins că, dacă va fi să fie bine, din ce a spus noi, va fi indiferent de ce credem noi. Ca să mai facem niște uh, previziuni la, pe finalul discuției noastre profitând de faptul că într-adevăr există lucruri unde se poate intui cumva direcția în care lucrurile vor continua să meargă în viitor, crezi că online-ul a devenit deja mai puternic decât mass media clasică sau, dacă încă nu s-a întâmplat asta, când crezi că se va întâmpla? Cred că online-ul a devenit mai puternic decât media clasică de mai multă vreme, pentru că mă uitam prin 2018, cred, pe niște statistici apropo de consumul de informație, care deja în 2018 era cam 50%-50%. Adică informația din online versus informația din mainstream. Eu cred că astăzi, la nivel de generație născută după 2000, televiziunea nu mai există. Adică e undeva la 10% ca interes. A, pentru mine născut în 75, da, e încă. Nici pentru mine, eu personal sunt mai degrabă fascinat și interesat de lumea online decât de lumea mainstream-ului, asta clar. Dar hai să zicem că generația mea încă e 50-50. Generația ta e clar că nu se uită la televizor. Sau se uită, dar nu atât de des, pe când ăștia care au acum 20 de ani sau mai puțin de 20 de ani, ăștia chiar nu se uită la televizoare, că se uită la niște emisiuni de entertainment, dar nu știu, n-au uh, obișnuința consumului de televiziune. Și atunci eu cred că televiziunea nu va muri. Știi când a apărut televiziunea, pesimiștii cinefili au deplâns moartea cinematografiei. Când a apărut cinematograful cu sonor iubitorii de film mut au deplâns moartea cinematografiei. Când a apărut televiziunea color, toată lumea a zis, bă, a murit ideea de artă, de caligrafie, de iconostas, așa, al lumii alb-negru. Nu moare nimeni. Când a apărut CD-ul, toți au zis că au murit casetele și așa mai departe. Adică eu cred că nimic nu moare, totul se transformă cumva. Cred că și mi-e teamă că în momentul în care online-ul va deveni la fel de puternic ca televiziunea, va începe să-și slăbească calitativ. că adică online-ul încă este mai puternic calitativ decât mainstream-ul pentru că încă este liber. că adică nu este condiționat nici măcar de principii economice, pentru că nu sunt foarte mulți bani în joc. În momentul în care va deveni puternic, adică va deveni puternic financiar, că la asta mă refer, atunci va interveni și asupra online-ului acel set de reguli care au omorât televiziunea și va, va muri și online. Pe exemplu, pentru un creator de conținut în momentul de față e mult mai profitabil să mă, <coughs> își orienteze atenția către platformele de social media decât să lucreze pentru o televiziune, de exemplu. Poți să câștigi mai bine într-o televiziune, pentru că totuși, hai să spunem, un creator de online care are, nu știu, 100 de mii de abonați pe canalul lui de YouTube, are 100 de mii pe Facebook, are 100 de mii pe TikTok, adică el are, să zicem, pe patru canale media foarte importante, România are, să zicem, dimensiunea critică de 100 de mii, adică mm -hmm. un punct de rating cum ar veni în televiziune. Bă, nu generează mai mulți bani decât dacă ar negocia un contract deștept pe aceeași audiență în televiziune. Azi, acum. Numai că el în televiziune este supus unor reglementări și unor interese care nu-i aparțin. Avantajul în online pentru acel creator de conținut este că este propriul său stăpân, propriul său producător și propriul său beneficiar al operei sale, deocamdată. Dar asta îl ține limitat cumva ca expansiune. Că tu poate vrei să faci un format mai deștept decât uh, America Express, dar n-ai bani ăștia, sincer. Mm -hmm. Eu aș prefera să mai <coughs> copilărească cumva online în zona asta mai puțin uh, potentă financiar, dar mai liberă, decât să intre în uh, acea capcană a succesului comercial, cum a fost mainstream-ul, care vine la pachet cu niște reguli care îl va omor în timp. Că una e să spui glumele care îți vin liber în online și alta e să vină unui politică de să spună, stai, nu vezi că nu e cu țiganie, cu rom, vezi că nu, nu, e cu poponari, este cu nu știu ce. Adică pierd, pierzi din esență. Bine, asta nu... trebuie să o faci și în online, pentru că riști să fii stigmatizat chiar de către propriul tău public. Sigur că da, eu sunt foarte atent de fiecare dată la orice discuție, și mai atent decât mine. Chiar colegul meu, Andrei, a, și mă bucură teribil chestia asta, că fiind atent pe montaj la chestia asta, mi-a din uh, unul că recertifică uh, validarea mea inițială a produsului, și în al doilea rând de foarte multe ori nici nu mai ajung eu să mă mai uit încă o dată la el, că vede el uh, vede unde ar putea fi derapaje, unde ar putea fi interpretări și acționează punctual. Că au fost o grămadă de cazuri de bă, creatori de conținut care, în urma unor declarații pe care le-au făcut. Da, da, da! Bine, eu am pretenție de la mine că nu s chiar retard, adică nu pot spune niște lucruri cretinopate pentru că nu le-aș spune nici dacă îmi oprim acum înregistrarea. Adică, într-o discuție cu tine, tot nu m-aș -aș spune niște lucruri abominabile. Dar. Uh... Uh, în rest, se poate întâmpla ca publicul să te înțeleagă greșit și poți fi stigmatizat chiar de... Poate m-am exprimat eu cum, cum, va greșit, nu la libertatea asta de a fi nesimțit sau de a fi intenționat uh, provocat. La modalitatea de exprimare, știu, la... la... Pur și simplu la, la libertatea pe care o ai în capul tău de a spune da, nu, de a interpreta lucrurile bă, necenzurabil, adică să nu vine cineva să spună, bă, nu spune asta că l-ai deranjat pe unul care vezi că ne finanțează, adică dacă îl supărăm pe domnul Pandele, nu mai luăm banii. Dau și eu un exemplu. Da, 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 da. da. Ca să fiu mai bine. Ei, ceea înțeleg. ce în trusturile mari nu mai există. Ceea ce nu prea există. Și atunci ai farmecul televiziunii, eu am l-am prins când era liber. Adică oamenii erau interesați să, să crească și atunci știau că, bă, trebuie să construim cu niște nebuni pe care nu îi înțelegem. Bă, nu suntem de acord cu ei. Dacă ar fi după noi, am bă, da afară mâine. Dar dacă oamenii ăștia performează și aduc audiență și aduc oameni cu care noi să putem să construim ceva, bă, băi, tolerăm și acceptăm. Chiar dacă nu ne plac când a venit momentul să-ți arate că nu te placă, nici nu s-au cenzurat, <laughs> cenzurat în a o arăta, Dar te-au tolerat. Deocamdată în online nu se întâmplă la nivel macro treaba asta. Adică nu e nimeni peste tine creator de conținut. Și asta este minunat. De pentru că... crezi că ar putea să vină în la un moment dat cineva? Păi eu cred că da, pentru că dacă ar veni cineva cu foarte mulți bani și ar zice, băi, uite, Radu Țiburcă cu Damian Drăghici, cu Bobonete, cu Gojira și cu Oreste, hai să mă bag și eu seamă. Bă, facem împreună un canal, fiecare cu specificul lui, cu chestia cu nu știu ce, aveți la intrare 25.000 de euro fiecare, așa, new entry, facem un brainstorming între noi și încercăm să construim ca o televiziune în online, bă, un format excepțional. Inter... Au încercat asta. Inter... Și canal de la exclusiv. Exclusive dar nu, și nu Radio vin... la nu, nu, să vină... Două eșecuri răsunătoare. Nu să vină tot din ăștia pe care îi cunoaște. Bă, vine unul, o entitate, noi nu o cunoaștem. A, unul nou. Vine Sam Jackson din Statele Unite. Dar nu Că... merge. Ca algoritmul YouTube-ului nu te lasă să faci asta. Domne și nu mergem pe YouTube, mergem pe Tele... Ai, Nu știu, bă, zic ceva la care nu ne așteptăm. Adică avem o ofertă, mare, financiară și avem perspectiva unei conlucrări, niște băieți miștori, niște băieți deștepți să facem ceva împreună. Vă zic, mm. bai, de dragul unui scenariu. În momentul în care noi am acceptat această chestiune și el a zice domnule, eu bag 10 milioane, 20 de milioane de dolari în chestia asta pentru că vreau să fie un worldwide. Vreau să traduc în toate limbile tot ce spuneți voi. Eu, eu, facem o, o fantasmagorie ușor extraterestră mm. în treaba asta. Și acceptăm treaba asta. Avem două variante. A. Omul care ne-a dat banii. Bă, vrea efectiv să facă treaba asta. Își permite riscul să nu iasă treaba asta. El nu are de unde să știe că va ieși, nu? El are o viziune și ce, bă, eu am 20 de milioane de pierdut. Sau există varianta B în care băiatul ăla nu vrea să pierdă sub nicio formă nimic și va face în așa felul cum povestea și, și ce rebel la tine ca producător, nu? Producătorul din experiențele tinereții lui, să o dea în așa fel încât el să nu pierdă deloc. Și la o adică să-și recupereze nu numai ce ai investit, ci să facă profit din treaba asta. Noi ăștia care am venit în formatul ăsta. Mai suntem liberi sau nu mai suntem liberi? A, nu, pentru că va trebui să ne mulăm acțiunile pe principiile respectivului, categoric. Și atunci noi vom avea sau nu vom avea mai mult succes decât avem fiecare în libertatea lui acum? Categoric că nu, nu vom avea la fel de mult succes ca și acum. Mie ce mi se pare, că asta îți spuneam, cred că s-a încercat o treabă de genul ăsta pentru că acum e la modă să ai rețea de socializare. Probabil că vor mai apărea și altele noi. Twitter-ul de când cu Elon Musk nu s-a întâmplat mare fusială. TikTok-ul, în schimb, cu 4 ani de zile nu exista. Acum 4 ani de zile se cheamă Musical.ly. Uh, și acum iată ce amploare a luat. E posibil să se întâmple foarte multe lucruri. Să ne ce tu aproape că a dispărut. Dar ceea ce e mișto la toate uh, la toți algoritmii care pe baza cărora funcționează orice rețea de socializare, cât de diferit ar fi ele, e că nu, nu merge ideea asta de multichannel. Nu-ți nu permite ideea de mogul. Pentru că au mai fost cazuri în care s-a încercat treaba asta. Tu, de, dacă nu ești atent, inclusiv tipul de conținut pe care îl postez pe un anumit canal de YouTube, dacă îl schimb, s-ar putea să ai probleme foarte mari. Adică eu am pățit treaba asta, am postat pe canalul ăsta la 6 luni de când făceam podcast, am postat niște sketchuri. s au dus în cap și sketchurile și podcasturile. Pentru că oamenii care erau veniți aici, erau veniți pentru podcast, logic. Iar YouTube-ul a înțeles acest principiu. Zic, domnule, noi pentru asta l-am... Noi de asta îl bustăm în față pe ăsta. Vi l arătăm în sugestii pentru că știm că voi la podcast vă uitați. Ca a fost el în Grecia, nu ne interesează. Și fac al canal de YouTube să vă uitați acolo. Dacă vreți, Radu bulcășo, vă puteți abona. Uh, și avem multe surprize acolo. Chiar vă recomandăm, dar dacă nu vă abonați, măcar să vă uitați, să vedeți despre ce e vorba, că doar așa puteți să constatați dacă vă place sau nu vă place. În, uh, rațional vorbind. Instinctiv puteți spuneți, nu, nu îmi place Radu Țibul că și -o las. Doar aici mă uit. Și nici aici nu mă abonez. Uh, ideea e că nu cred că se va întâmpla vreodată ca să-i se ia libertatea creatorului de conținut, poate doar prin niște instrumente de cenzură impuse de societate la asta m-aș putea gândi, să, pentru că au tot existat discuții de un CNA al YouTube-ului, de un CNA al online-ului în general, și atunci cred că s-ar putea să existe la un moment dat un chiar intern să aibă ei dar deja au, pentru că noi de acum dacă am Da, da sunt algoritmii prin care funcționează clar. tehnic. Asta cu cineau, ul e o prostie, de ce? Pentru că ideea unei comisii de etică și de moralitate profesională. E mișto să existe, dar formată din breazlă, adică din oameni din breazla respectivă. cna românesc e formată din politrucea, oamenii aia nici măcar teoretic n-au de-a face cu Brașla, că nici unul dintre cei care a fost la CNA bă, a fost vreun performă sau vreun protagonist real într-o piață reală fie de radio, fie de televiziune. Ai un pot să zici că unul care a prezentat Rebus sau, nu știu, făcea niște prosteli pe la televizor este apt să înțeleagă și să mi arate mie ce înseamnă etică, corectitudine și discernământ profesional. Că nu e validat. Mm -hmm. Dacă ești și numit politic, deja nu mai înțeleg care e rostul lui acolo. Că propunerile, dacă vin de la partide, pe ce treabă partidele cu, cu zona de, de informații și de conținut. Partidele să-și de politica lor, fiecare breazlă să se organizeze în interiorul ei. Atunci eu pot, dacă tu faci parte și altul dintr-o comisie care validează cât sunt eu de bun simț în online, eu pot să accept treaba asta, pentru că voi înși vă sunteți validați de propria dumneavoastră activitate, disinse domn și vă respect. Dacă vine unul care are doi urmăritori pe canalul său de YouTube și are patru prieteni pe Facebook și el decide dacă eu, care am o experiență să zice nu eu, oricine aș fi eu, de 10 ani în online cu un milion de utilizatori care sunt validați deja real, pe, cu pielea mea la bătaie. Cum să-l acceptă că el decide și spune, bă, domnul Oreste, asta nu sunteți etic aici, aveți o problemă de comunicare. Ar trebui să vă revizuiți. Adică. <laughs> da, da dar asta se întâmplă, din păcate. În... Da, dar nu e bine. Uite, de exemplu, în televiziune mi se pare că se întâmplă chestia asta. Da, se întâmplă. Mi se pare că decid niște oameni ce trebuie să faci, oameni care n-au făcut niciodată. Eu am văzut treaba asta, că adică am văzut-o pe pielea mea și am povestit-o cu nume și prenume în, în canal des se întâmplă asta. au niște oameni foarte buni, foarte profesioniști, dar nu decidea te o trandafir, ce era de făcut acolo. Decidea, nu știu ce departament care erau mai aproape de CEO, care CEO trebuia să dea și el socoteală în Turcia totodată și așa mai departe. Mi Am dat seama că în corporațiile astea, de cel mai multe ori, cei mai importanți oameni se ia din birourile alea, de departament, de legal, de marketing, de nu... Sunt nicio formă oamenii din teren, de content, care chiar ar ști cu ce se mănâncă din experiența lor. Eu vreau să accept toate punctele de vedere a celor care și-au pus pielea la bătaie. Adică eu nu cred în teoreticieni și nu cred în oameni de birou nu valorează doi bani pentru mine părerea unuia care nu are pierea tăbăcită în domeniul respectiv. Pentru că n-am ce să ascult de la el. Și atunci nu mă interesează. Când dacă mă cheamă unul și vrea să mă certe și ăla nu are cicatrici ca mine pe același teren de luptă, nu dau doi bani pe el, mă poate să fie și eu și plec. Că n-am de ce să-l ascult, e nimeni. Din păcate lumea nu merge bine pentru că este condusă de oameni care nu și-au pus niciodată pierea la bătaie care stau într-un birou și au senzația că lucrurile așa trebuie făcute, dar dacă îi pui să facă ce știi cum e, e ca un eunuc din haremul marelui sultan, bă, care vede în fiecare zi toate pozițiile din lume pe care sultanul le practică cu cadânele lui. Dar dacă îl pui să facă și el la fel, el poate să facă la fel? Nu, pentru că este castrat, este eunuc. Și atunci de ce mă interesează pe mine cât de performer aș putea să fiu eu sexual Dacă vine această părere de la unul care știe, bă, le-a văzut Dar neînțelegând cum să le facă, le-a înțeles așa, teoretic <laughs> Și mă învață pe mine unul care a înțeles teoretic masutra, Ce înseamnă două poziții sexuale pe care eu le-am practicat Te întreb, nu știu, am dat un exemplu da, cam, da, cam da. ciudat Nu, dar e o, e o epocă acum da, de aia merge prost. E o epocă, pentru că sunt niște subiecte la modă pe care dacă le accesezi, ele categoric tu îți vei găsi adepți. Ai niște chestiuni. Am observat, uite, cum e treaba asta cu psihologia. E plin de psihologie acum. E plin de mental coach, de dezvoltatori personali, de dezvoltatori de nu știu mai care, era zic imobiliari, de nu știu ce specialist, de curatori, de, de ăștia. Toți au câte ceva, au câte o, câte o teorie despre niște lucruri care în esență ele necesită doar practică. Evident. Uite, marile națiuni s-au format în perioada în care regii sau voievozii Bă, participau la bătălie cu soldații. Erau în fruntea bătăliei. Erau primii care riscau să moară într-o bătălie. De-aia exista convergența aia și unitatea aia. Bă, am fost cu Mihai Viteazul, frate, era în fața mea. Bă, a primit o bardă pe umăr și când i-a dat otomanului cu barda lui, i-a zburat capul. Bă, dar am simțit sângele că mi-a sărit pe obraz. Păi și atunci cum să nu-l iubești, mă, pe ăla? Cum să n-ai încredere în el? Că el nu stătea într-un birou cum stă politicianul de astăzi da? N-a avut nicio meserie în viața lui și el dă legi despre cum ar trebui organizată, nu știu, meseria de sudor. El ne-a avut nici măcar teoretic ideea despre ce înseamnă viața de sudor. Tu crezi că aia comuniștii când se duceau liderii și dădeau mâna cu clasa muncitoare, bă, era un fel de participare la război ca al lui Mihai Viteazu. Iliescu a înțeles bine treaba asta că era, exista o școală politică în comunism care spunea, tati, tu trebuie să fii un om dintre oameni care să creadă de să te vadă bă, în halat acolo la strung când tu îi spui după aia tovară și producția de oțe e dacă nu te-a văzut acolo la șeibă nu te crede frate te vede într-un costum cu haine cum sunt politicienii de astăzi așa se dau jos din niște limuzine și spun ei cum ar trebui pentru amărâții social să aibă ai că suntem nebuni bine pe de altă parte în epoca modernă totuși rolul președintelui ăla de a reprezenta țara da, da, te să o înțeleagă. Ca să o reprezinte, ea trebuie să o înțeleagă. Eu, eu. n-aș vrea, iertă iartă-mă cât te întrerup, eu n-aș fi vrut să-l văd pe Iohannis, nu știu, îmbrăcat în muncitor. Am văzut îmbrăcat în schior atâția ani și <laughs> da. golfist, în ce am mai jucat de el. Da, mi-aș fi dorit ca în momentul în care erau niște probleme și prerogativele îi permiteau măcar bă, măcar să aibă un mesaj, nu? Că să intervină, da. să Bun. fie acolo. Bun, probabil că el n-am nicio simpatie pentru domnul ăsta pe care l-am sprijinit cât am putut și eu din greșeală o perioadă, dându-mi seama că sunt un dobitoc, m-am și retras din această perspectivă greșită, uh, un naiv incurabil, dar nu trebuie, el să zicem că, domnule, eu sunt reprezentantul politicii externe al țării mele, sunt un președinte cu niște atribuțiuni democratice împărțite cu parlamentul, nu mă bag în chestiunea internă, eu sunt un mediator și un broker de stabilitate al țării mele cu aliații, cu parteneri, puteți să zicem, să acceptăm această perspectivă, care nu e adevărată, evident, că omul, în afară de că faștie germană și puțină engleză, cred că habar n-are și nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă, sunt alții e aparatul. Nu, eu mă refer la cel care chiar decide ceva. Adică dacă eu vreau să, nu știu, să dau o lege care să susțină fumătorii și eu sunt nefumător și găsesc eu, eu așa o nișă electorală că bă, fumătorii sunt discriminați, doamne, au, nu mai au spațiu unde să fumeze și eu vreau să iau niște voturi. Eu pot să stau să fac chestii. eu fiind nefumător și să-mi imaginez eu și să spun niște tâmpenii sau să am bun simț. Să nu aveți pe... la un fumător. Toată să iau un consilier sau o armată de oameni care să-mi rezolve Adică nu trebuie să facă președintele, dar el trebuie când decide, să tragă niște concluzii de la niște oameni care sunt în domeniul respectiv, care uh -huh. au pielea la bătaie pusă în domeniul respectiv și să vorbesc cu niște fumători, domne, să-mi explice era până Și atunci când dau lege pentru persoanele cu dizabilități, nu dau după că mi se pare mie ăsta cu două picioare, care e treaba notată. Hai să stau de vorbă cu niște băieți care au această problemă și să înțeleg, bă, ce aș putea să fac eu pentru ei. De eu de la cine să înțeleg? De la colegii mei de partid care au toți mâini și picioare valide. Ton sună cinic, da? Păi n-am cum și atunci vreau să ajut pe cineva, trebuie să mă confrunt cu realmente cu brața respectivă, ceea ce nu, din păcate politicienii nu mai fac treaba asta. Înainte e, aici o -o... e o problemă. Pe de altă parte, nu se mai poate întâmpla să meargă Mihai vitează cu tine la luptă. La o chestiune populistă se întâmplă că și Biden, când a fost în Polonia, înainte să dea discurs la un an de război, prima dată s-a dus într-un camp de ăsta, o bază militară NATO și a mâncat pizza la Da, a mâncat pizza, n-a cu... trecut obuzul pe lângă el, știi? <laughs> cu aia, da. Uh nu, eu am spus că în momentul în care sau națiunile au nevoie de convergență, adică au nevoie de unitate conceptuală ca să pună mai mult osul la treabă într-un proiect. Aia e proiectul de țară. E limpede că tu, iartă-mă o secundă, e limpede că tu, președinte, uneori eu îmi dau seama că eu pot să pierd contactul cu românii de rând, pentru că nu merg în zonele în care trăiesc ei A, absolut. dar în un președinte care are SPP, care are uh, limuzine și așa mai departe, care iese, să, să blochează șapte intersecții ca se ducă el până la autopeni și să zboare cu private jet-ul, nu știu pe unde se mai duce el mai trage și un schi așa mai departe nu mai are cum să mai înțeleagă lucrurile astea, dar de asta ai nevoie într-adevăr de consilieri pe bune, de oameni care să-ți programeze întâlniri și uite, nu că dau, aici nu e vorba că dau de exemplu, dar chiar e un lucru care m-a impresionat. Săptămâna trecută a venit Mircea Joana la podcast. A venit direct de la două zile distanță de la summit de la Vilnius, cred că a fost. summit NATO, dar nu mai țin minte ce capitală baltică omul a fost acolo cu Biden, cu Zelenski cu toți ăștia, s-a întors cu cursă de linii n-a apelat la alte servicii și nu știu ce și eu mă așteptam să vină cu SPP că a zis, bă, vine secretarul adjunct al NATO cred că vine singur adică la un moment dat am mai povestit și dânsului dumnealui atunci treaba asta îl lucram pe la canal deși a venit madame Dăncilă la 40 de întrebări până la dată au venit și spp iști Că așa, așa era protocolul. Și atunci, doamna Dăncilă, ne mai fiind prim-ministru în momentul ăla, când am văzut că a venit omul singur, chiar întrebările astea le-am pus. Și mi-a zis, domnule, e zi de weekend, eu nu vreau să, ca oamenii care mai lucrează pentru mine, vreau să fie liberi în zilele de weekend, fac tot ce pot pentru chestia asta, o dată. Și a doua oară, aș pierde din contact dacă eu m-aș bucura numai de lucrurile astea. Este evident, uite, regele Danemarcei merge pe o bicicletă prin Copenhaga. Da Așa, și o ani s a mers odată. Odată. A mers. Uh, și toți din jurul lui de la SPP. Uh, parlamentarii din țările nordice vin cu tramvaiul, cu mașina obișnuită pe bicicletă printre oameni, că nu te atacă nimeni, tatita. Adică tu ești un om uh, iubit de... adică... Uh, în conjurarea cu bodyguards este specifică regimul lor unde liderul nu este iubit. Că de aia este teamă unui lider. Că bă, sunt atât de urât de detestat de -ai mei încât există posibilitatea ca unul să mă mierulească. Nici nu poți să mergi ca șef de stat, că și aia când merg pe bicicletă, fi convins că au niște lunetiși pe clădiri. Da, domne, există un nivel de securitate în funcție de importanța unui lider, e o cutumă, nu spune nimeni. Dar dacă tu ești europarlamentar, de ce trebuie mă să mergi la business neapărat? Poți să te duci și cu un avion de linie, ne fiind populist, pentru că până la Bruxelles faci două ore, adică nu, eu înțeleg, stai într un business, mai, mai 15 ore, 16 ore de bor cu avionul, e confortul tău, să permiți din salariul tău îți permiți orice, că din banii tăi. Dar nu, că nu, există o tentație a săracului în politică de a demonstra că el e mai important decât tine, ceea ce este greșit. Adică e fundamental greșit. Tu ești un servant al interesului celui care te votează, cel puțin așa e în democrație. Sigur că noi nu venim din democrație. Am trecut într-o democrație originală formată de niște tovarăși care înainte erau autoritari și după aia ca și a venit decizia în plic din altă parte decât de la Moscova, a venit din alt o altă capitală, băi tovarăși, voi trebuie să deveniți niște domni. Și atunci tovarășii s-au prefăcut în domni, dar tot și au rămas. Când ne vom debarasa și de acești tovarăși, care sunt niște vătafi, de ăștia de Mercos, cu de mașini care au numai, b -b 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 care șetalează puterea, Adică ce poate fi mai stupid pentru o tânără doamnă este să-și cumpere poșete de prostituată, da? Și toată lumea pe la Londra și pe la Paris, când te văd cu o poșetă de aia, de cumpără fetele pe la noi, știu exact că vii din zona de videoce sau de prostituție, tu ai senzația că ești o doamnă și dai 20.000 de euro cu o poșetă și te afișezi cu ea la marile ținute de gală și reprezentativă în România. Dacă ai fi la Londra, râde lumea de tine și zice, Bă, asta e A, soție de mafiot rus, B, prostituată, ce videoceatistă și cu, de momentul ăla pe aceeași poșetă, poșetă te-ai așezat într-o categorie socială în care tu, româncă, cu bani, nu ți-ar conveni deloc să faci parte. Dar tu ai senzația că dacă nu ți-ai talești poșeta aia, nu există. Politicianul la fel, dacă nu vine el cu bodyguards, dacă nu are cează 30.000, de mii, dacă și el fiind un țăran coclit, adică <laughs> n-a produs în viața lui una de un leu real, ci am învârtit niște bandă, niște semnături. El în momentul în care dorește să șetaleze puterea, e clar că n-a înțeles absolut, bă, dar absolut nimic din lumea, din, cel puțin teoretic din care face parte. În care spune, noi suntem aleși vremelnic să fim în serviciul public și pentru asta primim un salariu o pensie specială sau ce-o primi el, acces la un apartament de protocol și la gardă de corp dacă este cazul. Și cam astea sunt beneficiile unui lider Politic, care se află la putere, nu toți liderii politici. Dacă te uiți la da ce mașini au, la ce case, unde stau, ei sunt într-o permanentă goană de etalare. Sunt ca niște maneliști, numai că nu cântă manele. Dau dar le, le ascultă. <coughs> și nu e problema că le ascultă, că le mai folosesc în campanii electorale. Da, dar nu e deloc... A loc... fost și Băsescu și a fost și Dragnea Nu e nicio cu diferență între la care și-a pus șase lanturi de aur la gât ca să arate cât e de potent față de la cu care mănâncă un cartof prăjit, așa face și politicianul. Metaforic schimbă lanțurile cu alte gadget care să ne arate nouă cine este el. Și el este nimeni, de fapt. Mm -hmm. e, lumea civilizată, care a trecut și ea prin experiențele astea, dar cu 200 de ani în urmă, când erau mari filfizoni, nu, cu peruși, cu chestia, încercau și să arate că sunt altă castă. Dar după aia s-au trecut timpul și au dat seama că nu e așa și că cel mai bine ar fi să trăiască firesc, adică natural, normal. De, democrația europeană tinde către această normalitate. Uite-te la Merkel, că ziceai că e o tanti care s-a dus la cumpărături la Lidl, nu? Mm -hmm. Vede, cu pantalonii aia, cu sacoul ăla, bă, dacă n-ai fi știut că este cea mai puternică femeie din Europa, bă, dă-i doi bani pe Uite-te la liderii occidentali. Joana a primit o lecție foarte frumoasă de la liderii occidentali NATO și Statele Unite și Uniunea Europeană lângă care stă. Evident că el face fix ce fac toți ceilalți. Adică sunt firești, mă, sunt naturali. Își spun pe nume, vorbesc relaxat. Nu e asta cu măria ta, șeful, stăpânul, mamă, ca la, ca la piedone sau ca la uh, pandele devine vine aia, pupă mâna, adică asta să vină cetățeanul să-ți pupe mâna și să-ți mulțumească că ce ai făcut tu pentru el Nimic? Da mă, dar la noi încă mai prind chestiile astea încă mai, mai există niște o categorie semnificativă de votanți la care acțiunile lui Piedone par așa super Da, da, tu nu poți să permiți asta ca politician. A, că simte omul nevoia să ți spupe mâna săracul că e vai de capul lui, nu înțelege raportul <coughs> real de putere. Tu între nu trebuie să-l lași să-ți pupe mâna. Nu ai voie să-l lași. Și nu-l ce... filmezi când îți pupă mâna și te pui pe Facebook. Nu, din potrivă. Îl dojenești pe oraș și spui, bred. de câte ori mă mai vezi de acum, zici pe nume sau mă salui, că dacă te mai prind, înțelegi? Dar nu, nu tinzi mâna așa ca un mare patriarh de acum patru secole în fața enoriașilor creduli. Nu. Și atunci a... suntem formal într-o lume mișto, dar cu oameni nasoi. Încă. Încă, într-adevăr, acest încă, repet, din punctul meu de vedere e dătător de speranță și cred că și tranzițiile astea și rocadele astea a... Cu noi oameni care să apară în prim plan și să vină din generații mai destupate, mai puțin contaminate, cred că trebuie să se facă cu răbdare. Pentru că răbdarea mi se pare cea mai importantă cheie, eu sunt convins că generațiile următoare vin și cu probleme noi pe care ne tot mai greu să le înțelegem pentru că nu sunt ale noastre și noi n-am avut așa ceva și dacă n-am avut nu înseamnă că ea proști și că noi suntem deștepți, nu înseamnă că ce cul eram noi că ne băteam cu bețele pe afară și că ce copilărie am avut și ăștia ce copilărie nasoală au că se joacă canter sau ce joacă ei acum, că nici nu mai joacă Cantor, joacă pe telefoane de astea niște chestii. Um... Așa cred că trebuie avut răbdare, trebuie să vedem pentru că oamenii ăia vin și cu probleme noi, dar vin și cu mega avantaje noi, avantaje pe care într adevăr tu nu le-ai avut la vremea ta, părinții mei nu le-au avut la vremea lor și ci cel mai tare e că repet eu simt că vin din spate pe care văd deja copiii care au adolescenți, care au niște avantaje și care sunt supersonici comparativ cu mine. Și asta nu are decât să-mi dea de speranță, pentru că întotdeauna într-o societate elitele vor fi elite, mulțimea va fi mulțime. Uite, eu de asta îl iubesc pe Alexandrii foarte mult, dincolo de poezia lui care nu-mi place absolut deloc dar îl iubesc pentru că atunci când a apărut Eminescu mult mai tânăr decât el, a scris la răsăritul sfalnic în chin al meu apus. Și este cel mai frumos transfer între generații într-o lume destul de meschină asta intelectualului român. Și atunci pe mine m-a marcat această înțelepciune de a te închina la cel care vine în urma ta și e mai strălucitor decât tine. Nu trebuie să-l omori până nu trebuie să te speri de el că îți va lua locul. Trebuie să te dai tu la o parte și să lași pe el să preia inițiativa pentru că te va duce și pe tine mai departe decât ai putea să mergi tu singur, pentru că e mai puternic decât tine. Și atunci ceea ce a lipsit cumva generației mele și generației înaintașilor mei a fost tocmai această înțelepciune de a-l face loc la timp în sistem, unora mai tineri și mai deștepte dacă s-ar fi întâmplat treaba asta, România poate că ar fi arătat mai bine astăzi. Numai că la noi maestru și-a ucis discipolul deștept, de teama să nu ia locul, ceea ce a contrazis definitiv și irrevocabil însă și sensul maestriei și anume acela de a fi depășit de discipolii tăi. Ce bucurie poate fi mai mare, nu, a unui mentor decât să vadă că învățăcerul lui elevului a devenit un mentor mai mare. Altfel n-ar avea sens. Dacă în ne vindecăm de treaba asta și pare că ne vindecăm și i-am spus și în, în podcastul lui, lui Gogira că am apreciat și uite o repet și la tine pentru că într-adevăr mi s-a părut un început extraordinar de promițător. Este că, apropo de stand up că au dat mâna și au atras pe open mic să se dezvolte și mai mult cu riscul chiar ca o suflarea lor în ceafă să fie fatală. Adică asta este un, și nu e un sacrificiu, este un, un, act deștept. Faptul că niște seniori deja ai stand-up-ului și ai comediei românești din generația 35 plus, bă, nu i-au urmărit pe tinerii ăștia care vin, bă, mai virtuoși, mai punctual din spate și să-i măcerească pe unde îi prind. I-au invitat la ei în club, le-au dat șansa să deschidă open mic să meargă și să performeze mai departe într-un roast, într-un stand-up și așa mai departe și iată că astăzi sunt foarte mulți care spun, băi fraților, vedeți că ăștia care vin din spate, băi, sunt mai bun ca voi. Și faptul că ei au zis, da, doamne, sunt mai bun ca noi, dar sunt tot cu noi aici, suntem o echipă, noi nu ne omorăm între noi, mergem mai departe. Bine, până acum a fost eu locomotivă. până dacă poate, nu știu, Bradu Bucălaie poate să fie mai bun decât, nu știu, Micuțul, să spunem. Ce, nu i-ar fi bine și lui Micuțu să preia Radu Bucălaie trendul? Categoric, pentru că... Și ei au înțeles treaba dezvoltare. asta. Și faptul că au înțeles treaba asta, pe mine m-a încurajat și mai mult să cred că vindecarea acestei țări vine de la generația asta, care astăzi are până în 30 de ani. Mm -hmm. Adică ăștia care sunt acum până în 30 de ani, între 20 și 30 de ani astăzi, eu cred cu foarte multă speranță și optimism, că ei ne vor duce pe noi toți, dacă o să-i lăsăm și nu să-i omorăm. sper să nu se mai întâmple nenorocirea asta, cum s-a întâmplat cu niște generații în urmă, să ne ducă și să ne așeze, măcar pentru o perioadă de timp, cât o fie de scurtă, la nivelul ăla de relaxare și de mulțumire a faptului, bă, sunt român, sunt european, trăiesc într-o țară mișto, sunt condus de oameni mișto și post când ies din casă, chiar dacă nu-l cunosc pe unul, să-i zâmbesc cu prietenie și să mă bucur că și el îmi zâmbește și să avem senzația cumva că suntem o gașcă mai mare așa, de prieteni. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru discuția asta. realmente e o onoare bă, faptul că am Mai târziu făcut vei da seama asta. că dai pentru ce. Uh, nu cred, aici tind să te contrazic și lasă-mă să nu fiu de acord cu tine În virtutea celor discutate mai devreme, uh, e bine să nu avem aceeași părere uh, Eu pe-a mea nici nu prea vreau să mi-o schimb la momentul ăsta Aștept să văd dacă există argumente suficient de puternice pentru asta Momentan nu le, nu le pot vedea Uh, îți mulțumesc mult și pentru uh, felul cum uh, nu cum vezi nu felul cum vezi lucrurile felul cum transmiți că vezi lucrurile, pentru că e datător de speranță pentru cei care trebuie să înțeleagă că e momentul să acționăm, nu să ne mai că e super la îndemână să ne plângem, să dăm vina pe orice factor extern și să stăm să ne gândim cam povestea cu drobul de sare. Cred că e nevoie de oameni care să aibă discursuri precum cel pe care l-ai tu. și și să fie și un discurs argumentat, pentru că până la toată coada despre asta e vorba. Doar că zici că, A, doamne, că o să fii mai bine, las că o să fii mai bine. Și asta e o speranță, e speranța prostului. Fără să te bazezi pe nimic că o să fie mai bine. Îți mulțumesc din suflet și le mulțumesc foarte mult oamenilor Vă mulțumesc vouă, celor care v-ați uitat la noi. Sper din toată inima că v-a plăcut acest episod cu Oreste. Pentru mine este unul dintre episoadele foarte dragi pe care le-am înregistrat aici. Uh, fără să fac comparații, pentru că mi-s dragi toate până la urmă. Or, e evident că am și eu afinitățile mele la în anumite momente. Uh, vă mulțumim mult că v-ați uitat la noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să răsplătiți acest episod cu cea mai de preț răsplată aici în lumea online-ului, cu interacțiuni pe clip comentarii, like-uri, distribuiri și așa mai departe, pentru că doar așa produsul poate ajunge la și mai multă lume și noi putem să facem produse din ce în ce mai calitative. Nu uitați să-l urmăriți pe Oreste pe toate platformele lui de socializare, pentru că aveți toate motivele să faceți treaba asta și, bineînțeles, dacă vă doriți să vedeți și alte tipuri de conținut din partea noastră, canalul Radu Țibulcă Show îl aveți în descriere vă invităm să dați un ochi și dacă vă place să vă și abonați acolo. Mai departe vă urez în continuare o vară minunată și multă bucurie. La revedere, mulțumesc.